Bună ziua, dragi copilași. E fără stream starting. E fără stream starting de data asta, i-am dat direct. Direct în pâine. Bună seara. Crăpați-mi și puța. Ce faceți? Stai că n-am invers. Stai. Un pic de focus. Gata, avem focus. Ho. Nu merg. Doamne, dar de ce îmi faci așa ceva tu mie, Doamne? Am pus fără muzică, fără nimica, pentru că chiar și cu zi, muzică non-copyright, căcat, tot îmi dă claim-uri. Nu înțeleg de ce, așa că stăm literalmente fără muzică, experimentăm, dragi prieteni. Experimentăm. Stați o secundă, că trebuie să pun chat-ul ăsta pe ecran. E o întreagă complicăciune, nu știu, poate odată în viața asta o să mă prind și eu de cum să fac să nu mai am această problemă. Că fă socialistule, bine. Bine, uite, socializez. Manage depression. Ce zici, mă, nene? Bă, de ce pe YouTube? Pentru că sunteți foarte sensibili și în momentul în care dau drumul la jocuri pe Twitch, plecați toți. Și nu vreau să-mi stric numerele de pe Twitch. Pentru că vreau să vă arăt și jocuri video. Stați o secundă. Chat-urile, unde sunt? Așa. Ăsta, așa. Așa. Acum care o fi chat-ul ăsta de aici? Cred că e ăsta. Ăsta e. Stați-o leac. Mama ei de lume. Așa, bravo. Hai că avem acum chat. Bună seara. Ți-ar trebui o orchestră live în spate, da? Cu Elden Ring ce ai mai făcut? Mi este foarte greu să intru în Elden Ring pentru că e un joc prea mare. E prea mare. Nu faceți mișto, nu scoateți din context ce am zis acum. Dar e chiar prea mare, man, pentru mine. Nu pot atâta. Poftă mare Twitch. S-au întors mesele. Hei. Eu de mai bine gară vor. Bă, dar ia stai așa să-i dau drumul. La treabă. Ia apă sau rachiu? Ia apă, ce să... Ce faci, romică? Taci, măi. De ce îmi zici așa? Ești rasist, omule? Nu, glumesc. Te joci God of War în Sims? Nu, mă joc chiar God of War. Sunt chiar excited pentru acest joc. N-am să vă mint, pentru că mi se pare un joc bun. Un actor grăbit. Ești foarte arătos. Ce fă, bă, Gabe? Te pup. Mulțumesc, și tu. Merge? Nu se echilibreie. Ok, sunteți gata? Stați așa să... Nu știu cum să mă pun ca să fie și estetic. E prea tare, este? O leacă mai încetișor. Tot e prea tare. Și ăsta la... nu. Ăsta lasă-l așa. E ok? Că nu-mi dau seama, nu monitorizez sunetul și nu știu. Este un joc extrem de bun, Taps the first one. Na. Avem toți numele noastre pe YouTube, dar... Da. Un pic mai mic web-ul.
Da, vreau să mă văd, guys. Na, hai să zicem. Boy. Oare mă bagă direct? Ia. Hai să vedem. Ah, am uitat. Nu vreau. Bine, hai. Favor performance. Favor quality o să-l bagi în 4K și monitorul ăsta oricum nu e 4K, so it doesn't matter. Audio calibration. N-am VR, am o bară de-aia care face... The Bluetooth device is ready to connect. Ok, balanced. Mă rog, așa l-a identificat el, lasă, nu-i nimica. Prima dată când mănânc brânză, Danish Blue. Ok. Foarte frumos, bravo. Băieți, am rămas doar noi. Nu e adevărat, chiar nu e adevărat. Cine-i fată în chat-ul ăsta? Ia, hai. Să vă văd în chat. Care vor recap? Nu, că știu. L-am omorât pe... Cel mai important e că l-am omorât pe fisul lui Thor. De ce joci acest joc de boomeri? Taci, băi, Genshin Impact. Ia auzi, mă, mâncați-aș. A apărut trailerul de la GTA 6. Na, tare. O să mă uit odată și odată. Nu-s foarte hyped până nu iese. Ia uite câte fete. Ia uite câte gagici, câte dudui. Plin de dudui. Da, am făcut engagement. Vrem un recap? Dar ce, o să fiu un cinematic, sper. Ia. Așa. She wanted us to spread her ashes on the highest peak in all the realms. Mm-hmm. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. Mm-hmm. You are a god. Leader of the band once, yes, but no longer. There's only one person alive who can get you where you need to go. First you need to cut off my head. Ah, uitasem de asta. N-a fost așa interesant personajul ăla. Bă, da, mă, dracu. Da, se aude ecou, e adevărat. Acum ar trebui să fie mai bine. No, my boy. My dear sweet boy. Smaller. Look. She was a giant. I'm a giant. I guess there's just one thing I don't understand. The giants called me Loki. Așa, da, și asta era important, corect. Bun, deci fiul e Loki, basically. Ok, hi, new game. Give me balance, give me no mercy, give me God of War, give me grace, give me balance. Peak lore a avut jocul ăsta. Zici tu că a fost peak lore? Adică, da. It was good, dar nu știu, n-a fost amazing. It's just, știi care e chestia la jocul ăsta? E incredibil de bine regizat. Este unul din cele mai bine regizate jocuri pe care le-am jucat în viața mea. You know? That's what I love about it. Da, minteri, like all the lore and everything. E, na, foarte tras de păr și foarte, nu știu. Ce? De ce? Nu trebuia să fim la casă? O să joci Uncharted? Bă, Uncharted are mult shooting și eu chiar nu mă pricep să trag cu controllerul. Chiar deloc, aș putea spune. Red Dead am jucat, da. Poate facem Red Dead pe stream, mi-ar plăcea.
Sunt prins între Red Dead și Kingdom Come. Deși, mă rog, am putea să jucăm și pe amândouă, de ce nu? A crescut ăsta, bă, ia uite-l cum vânează. Mai știți în primul joc când l-am învățat să vâneze? Oh, și are și altă voce, a crescut! Băiatul nostru. Ia uite-l. Barta e omul. What's next? Și vocea. Cum îl cheamă? Să-i dea Dumnezeu sănătate. Tilk din Stargate. Nenea care face vocea lui Kratos. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Are și tu lei acum? Da. Ia uite ce dă Shakira. If you dig in more cu backstory-ul lui maică-sa lui Atreus și conexiunile din celelalte God of War, e chiar un masterpiece. Da, dar vezi că astea e conexiunile cu celelalte God of War-uri. Și știm cu toții ce lor a fost în celelalte God of War-uri. Hai să fim un pic serioși. Hai să fim un pic serioși. Opa. Ce s-alea, că nu știu. Are biluții. Și am pierdut nimic, abia am început. Christopher Judge, așa, Christopher Judge. Voice actorul pentru Kratos. Ready. Efectiv, boașe. Nu mă uit, dude, că vreau să-l joc. Du-te, dracu, atunci. Uuu, și avem haptics de PS5, let's go! Îmi dă sunete de PS5, guys. Sunete din controller. SFX-uri. Coaie, zici că țin Sania în mână. Dude, this I love the haptics pe PS5. Îmi pare rău. I love it. It's great. Foarte immersive. Aoleu. Yes. Is it her? It's her. The state is not far. Nu. Bună seara, gamere, bună seara. Am uitat cine era femeia asta. Freya, nu? Sau ceva genul ăsta. Au, scuze. Freya, și am făcut noi, i-am făcut ceva rău. Ce i-am făcut? I-am cauzat necaz. E măsa lui Baldur. I-am omorât fiul. Aleu! Văi de mine. I-am omorât progenitura. Dar ce tare erau boss battle-urile cu Baldur ăla. Dă-i. Bă, uite bă frate, că femeile chiar sunt puternice. I have you.
I-am jupui fiul, da. I-am urât copiii. Da? Nu era doar Barlur? Sau și Magni? El era tot fisul? Ce mă enervează quick time events, dude. It's just so... Vezi că ai căzut. Magni e fiul lui Thor și nu era așa lui Freya? Nu mai știu. I-a căzut planeta în cap. Dă-i cuțu. Vă leu. Salut, Tuff Cookie. Ha. Hai cu căței în peșteră. Bă, dar ce căței sunt ăștia, mă, nene, de ne trag până... Așa. Pe ce te joci? Pe PC. Pe PlayStation. I guess killing Baldur really did bring on Fimbulwinter. Never stopped snowing after that day. Think it's ever gonna get better? Someday. But the worst is still ahead of us. We must be strong. Las că-i vine Zal Morgse de ca de hack lui Kratos. Ar fi super tare, dude. Ia uite-l, e mare, bă. Se pricepe, știe să facă de toate. E bărbat, ce să mai. Why YouTube? Why not, my friend? A zis boy până acum, nu, încă nu. Dar sper să vină replica. I will get the deal. A și luat căprioara, nici nu mai... Bă, uite ce băiat gospodar! Ai dea Dumnezeu sănătate. A dat de mâncare la câini. Da, nici nu trebuie să mai faci nimic, stai ca șef. Stai ca boierul. Cu un băiat ca ăsta. Are tribul lui, da. A, uite că vezi că și el simte. Oh, ce sweet. Frumos. Simt într-un fel... Mi se pare foarte interesant. Franciza God of War cumva appealed to the male fantasy, pentru mine cel puțin, cumva to my male fantasy în raport cu vârsta la care eram, știi? Când eram mic, când aveam 14 ani și gen mă omoram tot panteonul grecesc, era, știi, foarte șmecher pentru mine la 14 ani. Acum la 30 nu știu cât, whatever, this appeals to me, știi, chestia asta de, you know, raising a boy. He always says hello. Atreus. Fenrir. You okay, boy? Fenrir nu e ceva cățel mitic? Am ajuns acasă. A, sau e un cățel mitic, dar așa i-am zis și noi la cățelul nostru. I missed you too. Where's your food? Still hungry? He said the fatherhood, da, exact. You need to eat. Nici nu e foame. What? Too big? Fenrir nu era șarpele la mare? Nu, bre. Ăla e Jormungandr. Neither. You must prepare yourself.
rezumat franciză. Până la joc, stai, că zic după. Stai, bre, că moare un câine aici. And strong, but you can rest now. Okay, I'll be okay. You can let go now. You have to let go. Ce a pățit? Nu știm ce a pățit. Da, cred că știu eu, cred că am o idee. Bun, hai că a început bine jocul, să-mi bat pula. Ce luce? Iese sufletul din el. A tras curentul. Ce a pățit? A mâncat fără YouTube. Come. We train. What? No. It's the middle of the night. Night does not stop our enemies. Why? What for? Training is all we ever do, ever. It's not enough. We can't hide forever. We do not hide. We prepare for a fight for which we are not ready. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. Whatever Loki's supposed to be doing, he's supposed to be doing it now. Eu nu știe. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out ba, nu știe. Who Loki is. Ba, știe, știe. Okay. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. Looks like we never will. Dă jocul mai tare că-s la duș și n-aud. E un pic cam prea încet. Acum ar trebui să fie mai bine. Ia. I have a moment alone with Fenrir before I bury him. Rip Kutsu. Bă, dar nu trebuia să vină Thor and all that? Sau acum e? Well, I don't recognize that dour expression anywhere. Care to tell me what went wrong? The wolf is gone. Oh, no. Not Fenrir. Păi tu n-ai auzit nimic în pizda, mătii. Ăsta nu știa, în pula mea, era lângă. Era la 2 metri distanță și nu știe. Oh, damn it. Oh,
All right, brother. Good night, then. Captain America când vine, imediat. Captain Norway. Captain Scandinavia. Ne culcăm, da? Sărăcie mare la asta acasă să mor. Uite și tu, pernere. Ok. Coșmar playable? Sau cine dai jocule? Mâna invizibilă. Ok, playable dream, let's go. Da? Nu. Fuck. Ragnar când vine? Cine e Ragnar? Kratos? Clasistul. Nevastă mea. O vedem! Mhm. Fae. Are you ready? Mâna fantomă, da. Bă, cred că am putea să dau ultra low latency-ul ăla. Trebuie să fac eu ceva. Walk as though Emir himself sits atop your shoulders. This is your hunt. I will follow. Very well, Grumbles. Grumbles. Taș fă. Fresh kill. Grumbles îi zici lui Tactu. At least it didn't suffer. Am I to decipher your grunting? Tell me your thoughts. We hunt a predator. A wolf. Yes. Predators kill. It is the natural order of things. Your words are misguided. Shh. Approach slowly. It's okay, little one. We want to help. Yeah. Don't we? Animal. No, don't. Nu poți înțelegi cu animalul. Ce să faci? The sick wolf we found beyond our stave. He found his way inside. As I said he would. We should have acted. It was not our concern. Now it is. Pe YouTube se vede ca pula. The problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. If we have the power to limit the harm it could cause, we should act. Who are we to hide and do nothing? We are not hiding. Ascultați. Hai că ridic eu viața mea. Gata, scuze. Am avut un mic stres. Plânge bitrate-ul? La mine e bine bitrate-ul, de la mine pleacă cu 6 mega pe secundă. Should be fine. Poate e netul tău, omule, te-ai gândit la asta? Good boy. De ce vorbești așa? Nu vezi cât mai bărbatul sunt? Vorbești ca unui copil, mă infantilizezi? This way. De ce crezi că eu am auzit? Așa. N-am căști, nu știu din ce parte a venit sunetul. Unde e? Unde e femeia? Hai, mă dusesem bine. Grafica e mișto, grafica este într-adevăr mișto. Deși nu prea e un step up de la ultimul joc. Time is running out, my love. And there is much to do. Father! Father!
Brother? Cine striga? Brother? What? A, e... A, așa, așa vorbește el. Zibă, Mimir. Hence my bellowing. He never came back from burying the wolf. It's been some time. It cannot be far. Bun. Gata, ne jucăm jocul. Let's go. We out here playing. Surviving track Atreus. Ok. Mimir. Îmi pare rău, prieten. Eu sunt genul de om care se uită în codex la tot. Ăsta sunt. Așa îmi place mie. Dar nu mi-a deschis codexul. What the fuck? Așa. It's been long since Faye left us and we spread her ashes from the Astei Nevastă-mea. Fenrir. He's focused on... Ok. The wolf Fenrir has been in decline for some time now. Ah, era bolnav de mai demult. Atreus cares for the animal deeply and has not been able to accept that he is dying. In the past, I would have told him to close his heart to this loss, but he has already endured so much. I see the compassion in his heart and I am proud of the man he is growing into, but I must keep him focused if he is to be ready for more dark days ahead. Aw, he's proud. Specky și Zvana. Astea sunt cățelele care trag la așa. Mimir has lived with us since our return from Jotunheim. I've known few I would call friend and brother, fewer still, but I have come to rely on the wisdom and counsel of the smartest man alive. Ah, da, asta era chestia lui, că era cel mai inteligent om din lume. Da, acum mai amintesc. He is compact and does not consume precious resources. Okay, cool. Baldur's chasm is too unstable, brother. The lad wouldn't try it. Ce-a zis? Așa, has not returned, ok. Cred că asta mi-a zis, nu? Să mă uit în codex, gen. Și cum, how do I... scuze, sprint? No? Can you sprint, my guy? This has not been opened. No prints this way either. Ah, ok. E conectat la internet. Tracks heading down to the frozen river. That's most likely where he did the burying. Fire's dwindling now. Where else could he have gone from here? Huh. Interesant. Oare unde s-ar fi dus? This is where he buried the wolf. Looks like he lit a fire by the kennel. Commiserating with the other pups, I suspect. Așa. He crawled through here. Oh. The feedback. Seem troubled in your sleep, even for you. Nightmares? I dream of the past. Someone who yash. Ah, the bad old days in Greece? No. It feels like Faye is trying to tell me something. You don't mean to say you're talking to ghosts again, brother? Ah, așa, era spiritul. But it is something more than memory. Use your words, brother. The track stop here. Outnerman! Ce voce dă de... Not alone. Bun. Au venit ieșenii. Taci, măi. Aha. Și am ripost, gen? Ia. Nu știu. Easy game. Ce? Aha, deci nu e cu Perry. Deci ne simțit, omule? Ah, e Dark Souls. Aha. Ok, easy, easy game, easy life. Ok, nu merge asta, cred că îi dau un lock mai încolo la Perry. We should not be this close. We should check on the protection, Steve.
Repose dacă, doar dacă ai timing pe split second. Nu e un skill pe care, la care îi dau unlock, căruia îi dau unlock mai încolo? DLC la Dark Souls, da. A dat pe easy, nu am dat balanced, gen. You were right. The stave is broken. Explains our trespassers. What happened here? S-a bătut cursul. Bă, ce mare s-a făcut dacă se bate cursul. Mauled. By what? A larger bear. Wounded. Ah. The fight destroyed the tree. We must find Atreus. Aye. Do you think, the savage beasts and marauding raiders, he may have sought shelter. Follow the trail. We'll find him. Da, vere. E un shield diferit pentru pairing. Uite, vezi? Așa credeam și eu. Ah, we need a way around. Ah. Aha! Trails on the other side of that gap, if you can clear the way. Any idea what could have made the lad wander off? We argued. He accuses me of hiding from Odin. Eh, only sensible to keep a low profile after killing three of his kin. A reckoning will come. That is why Atreus must learn to survive on his own. Oh, this is about that prophecy. Just because the giants had you dead on some wall full of otherwise accurate predictions. I do not believe in prophecy. Acum jumătate de oră mi-a trimis mama poză cu exact jocul ăsta dacă vreau să-l cumpere. Damn, ce mamă, dude. Good. Ce mamă, bă, mamă, nu căcat. Așa da, mamă. Incredibil. Bă, ce privilegiați sunteți voi ăștia tineri. So, speaking as the smartest man alive, I've no bloody idea. De ce nu mai... Ce s-a întâmplat, dragă Kratos? Mergi, omule. Mergi cu încredere. Frost up the axe, powering up the next melee or ranged attack. That's new. Whoa, dă-te în pula mea. Bam! Bun, tare. Foarte tare. Sunt bun rău la acest joc. Du-te-re. Așa. Hacksilver. Mm-hmm. Auleu, ce ai, bă, vere? Ce boală ai, mă, nene? Bă, da, ce wind-up are ăsta? Bă. That's showing him. Cool. All right. Where's that trail gone? Bună seara, te rog să te uiți pe mail când ai timp. Bine, mă voi uita pe mail când voi avea timp. Le dai slow, parcă cu freeze-ul. Da, părea că era un... efect. Un efect pe dânsul. Bun. Încotro. Da, mă scuzați. Așa. Acolo sus trebuie să ajung. Pentru că este un chest. Fără milă. Da, bă, să intrăm în joc ca lumea, că momentan facem numai așa tutoriale, căcat. Aoleu, stai că are să ceva aici. Trebuie să mă obișnuiesc și eu cu controalele, să-mi amintesc. Ia la pulă. Ia la pulă, na. Ok. Și-a murit Dumitru. Bă, dar pe unde... Nu pricep. Deci de aici chiar nu mai am nimic de făcut? A, bă, vere, lasă-mă și pe mine să mă sui pe astea. Bună seara, Ana. Este chiar domnul Zlăvoc pe YouTube? Este într-adevăr domnul Zlăvoc pe YouTube. Ați nimerit bine.
Joc al lumea, intri peste vreo 2 ore, circa. First part is kind of slow. Oh! Ne-au nebunit ăștia cu reprezentările feminine în jocuri. Ce femeie se bate cu biciu așa? Ups. Deci se poate. Deci se poate, dar I gotta get the timing right. Ok, tare. Too many for a scouting party. They must have a camp nearby. I know what you're thinking, brother. But Atreus can handle himself. You've taught him well. So he keeps telling me. Yeah, ce e aici? Dă-și mie. Ce-mi dai? Forged iron, crafting component, ok. Și uita că jocul ăsta avea crafting. Ok. Tare. Torches. And the trail leads into that cave. Well, we know where we are going. I'm sure we can find a quiet way in. Mi-au răpit copilul, bro. Literalmente mi-au răpit copilul. Acești muiști. Hop. Or you could do that. Ce quiet way, mă, nene? Nu vezi că sunt... Barta-i omul. They have not been here long. Omor zei, omule. Ce quiet. Literalmente am omorât 50 de zei în viața asta. Dar oare jocul vrea să-mi comunice că acum au și stealth? Sprint off a ledge once in the air and press R1. Unleash a death from above attack. Cool. Am greșit. Mă rog, da, viitoare. Cool. Cool. Am tăiat în două cam berserk. Ah. Ok. Asta-i plotul Assassin's Creed? Nu. Dar nici nu suport jocurile Assassin's Creed. Jesus Christ. Așa. Am încercat, dar nu... Bam, 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 easy. The trail goes through here, leads deeper in. Bă, dar noi acum, deci noi teoretic noi mergem după urs. Well, someone got in the bear's way. Dar ăștia cum stau aici pe lângă urs? Ce, angajații ursului? Care e chestia cu periu că nu merge ca la Sekiro să spamezi butonul de bloc și să speri că nimerești. Ai buba, vezi tu. Unde e? Unde e? Unde e? Dar ce fuge? Păi și cum ajung eu acolo? Ia vină cu acolo. Aha, frumos! Da, e bed and breakfast. Hai, madam! Vino cu-a! Unde te duci? Bam! 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 Ok. Atreus, are you here? Huh. Well, that's for the best. Let's find a way out. Astea aveau chestii în ele, nu? Da, ok. Trebuie să sparg și tot. Spargem tot. Cred că trebuia să dau dificultatea mai mare, guys. Pot să schimb acum? Settings... Gameplay, difficulty, give me no mercy. Da, cred că o să trebuiască să reîncarce, right? We're starting from the last checkpoint. Ok, schimbăm un pic mai încolo. Hai că să așa, e doar tutorialul. Vreau un pic mai greu, că e... This is too easy. Perhaps Atreus came here seeking shelter. Kept moving when he saw the raiders. And the bear came barreling after. Impressive rampage, I'll give it that. You think the bear was chasing Atreus? Don't jinx it. Just as likely the bear was hurt and Atreus was chasing it to help. You know the lad. Îmi place dificultatea mai mare.
Nu prea mare. Atreus, where are you? Bă, ursul! Stai, băi, Moș Martine! Uite cât au rusoiul! A, ce nu-mi plac astea! Ia la pulă! Hop. Ia dă-te-n familia, mătii! Am uitat butoanele! Încarcă, încarcă! De ce? Yellow rings cause block break, leaving... Aha, deci I-Can nu poți să atac... nu poți să parez atacurile alea cu... nu? Asta îmi zice. Ce? What? Hai, și ce e aia deasupra capului lui? E... aoleu, dar cum mă mâncați așa? Se pare normal? Stai bă, vere un pic! Măi, da, nu e normal, stați un pic, că nu... ce? Stai bă, frate, Așa! Dă-i putul în gură, să-l put. Arde-l. Wow, let's go! Dă-te morții, mă. Așa, dă-i. Bom. Acum e programat ursul să stea degeaba. Numai să ia. Bam. Ce e bara aia? Bă, da, ai dodged! Hai, stai bă, frate, un pic. Ce mi-a zis? Hit him before he stomps again? Eu cred că e ceva ce nu înțeleg eu aici, la mijloc. Ho! Moș Martine, nu! Fuck! S-ar putea să pierd această luptă, dragi prieteni. Lasă-mă și pe mine să iau la treița. Nu! Lasă-mă! Ho! Lasă-mă să iau asta, te rog. Așa. Bun. Altfel vorbim. Încarcă-ți asta. Sac! Bam! Du-te-l, drept. Op. Easy game. Te ferești când apare cerc? Păi asta am făcut cumva. Nu știu care e diferența între cercul galben și cercul roșu. Sunt atacuri care nu pot fi blocate, parate, nu? Gen. Acum mi-e milă de urs, bro. S-a dematerializat. Atreus! Okay, that was cool. You do not remember. No, I... I prayed Fenrir. And then I'm not sure. Bău prea mult ursus. I was so sad. And then I was angry. And scared. I remember... running? There was a bear. Roșu e unblockable, galben sparge garda și te lasă expus. Aha, okay. Back? Okay, înțeleg. Dar poți să dai peri ripost, gen? La vreunul din ele? They transformed you. Cine sta micu film?
I didn't know I could do that. You did not do anything. Copilul dânsului, da. Overcame you. Copilul lui domnul ăsta. That is why we must not abandon your training. We do not know the reach of your abilities. We will be dangerous without discipline to control them. You've already taught me discipline. I need more than that. I need answers. Answers you don't have. Answers only your mother had. Answers she withheld. What if there was someone who could help us? Someone that could give us answers about the Giants and who Loki's supposed to be? Atreus. Wouldn't it help to understand what I'm becoming? Atreus! Listen to me. I might have killed you. Until you learn control, we'll take no unnecessary risks. Okay, cool. Inaction is also a risk. You taught me that. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! Like a general? Copilul ăsta e fan Andrew Tate. Dați like la stream, by the way. No. Kind reminder. Atreus. Atreus has grown much since our journey to Jotunheim. We have trained through winter upon winter with no summers between. He is stronger, more capable, more adept in battle, and an excellent climber. But he still has much to learn if he is to master his emotions with discipline. He remains distracted by thoughts of Loki and the destiny foretold by the Giants. Whatever his mother's people intended for him, whatever she intended, I will keep him safe and prepare him while I can. While I can. Bă, frate, ăsta cumva oare moare Kratos în, și următorul God of War o să fie cu Loki, gen Sankey, You gained a new widget, Atreus. Aha. Ok. Tare. Return home. Bam. Zi ferească. This way. Bat în lemn, am bătut în lemn. So, are we going to discuss the boy becoming a bear? Yeah. Are we? Not now. We need to repair the protection stave and get home. What happened to the protection stave? You did. So you're blaming me? I am not blaming you, Atreus. Well, tell your voice that. Dacă moare Kratos, nu mai există God of War. I mean, bă, n-ar fi, adică mi s-ar prea mișto o predare de ștafetă, you know? Use to command the companion attack. Dă-i. Dă-i, arde-l. Dă-i, nu lăsa. Ah, ok. Oh, uleu. Ce fac? Care-i animația? Ah, wow, come on, dude. Ah, man. Vreau să văd care-i animația la inamici ăștia. Mă rog. Besides your gift of language, da, e Son of War. Are there any other new magical abilities to report? Not really. What of Fenrir? What about him? When he died, you cast a spell. No, I didn't. But I saw light. I don't know what you're talking about. Like a Fimbulwinter, perhaps. Bă, da, stați un pic, am o nelămurire. Când s-a terminat primul joc, deci a fost, nu, am fost în Jotunheim, nu știu ce, ne-am întors acasă și ne întorceam acasă și după aia te uitai ca la Marvel, te uitai la credits, da? Și când se terminau creditsurile, continua scena aia în care ajungeai acasă cu Atreus, cu o scenă în care, domnule, Sankey, vezi, doamne, plouă și e furtună cu tunete afară și după aia era cineva la ușă și era gen Thor, dar nu-l vedeai, era numai, vedeai numai Mjolnir-ul.
Gen. Nu trebuia să continue de acolo jocul? Ce se... What the fuck? Adică chestia tot s-a întâmplat și pur și simplu a fost o elipsă pe care în urma căreia jucăm noi acum sau acum urmează? Aha. Dar e ciudat că gen aia era cronologic vorbind, era fix în succesiunea, da? Era fix după ce ne întorceam din Jotunheim. Mai joacă un pic că ajunge și acolo. Da, sunt doar mă supără aia. Că gen cream că era fix, cream că așa începe jocul, gen. Cream că așa o să înceapă, cu scena aia, continuarea acelei scene. Mă rog, hai că vedem. Păi ești nesimțit. Așa. Nu mai da spoiler la om? Bă, pe mine nu mă deranjează așa tare spoilerele, dar mie de spoilere pentru alți oameni, deci vă rog eu nu da spoilere, foarte important. Nu pentru mine, dar pentru alți oameni. Din respect pentru... semenii voștri, chatteri. Era o viziune de-a lua Atreus? Ok. Seriously? That or any prey you might have been dragging, I suppose. Not sure that makes me feel any better. Era o viziune a lui Atreus. Ok. Bine, atunci am înțeles eu greșit atunci. Dar așa am rămăsese în cap că era gen fix continuarea. This one. What can we do? Nothing. Nature will take its course. Settings, accessibility și modifică running pe auto? Nu vreau. Nu vreau, eu vreau să mă imersez, vreau să joc, să fie ca un film. Vreau să am control, să walk, să... alea. Așa sunt ca om, ce pot să fac? Citesc codexul. Joc cu role-playing in mind. Unde? Stai, bre! Arde-l. Bravo. Și... cine a zis asta? Dă-i fiulică. Măi, stai că nu-i văd pe toți. Așa. Wow. Dai break. A lot of those guys. It's been like this. Scoate și HUD-ul. Ei, nici chiar așa. God of War 3 e prea gory, probably tos. N-are cum să fie tos, că it's a video game. Adică n-are cum, da, înțelegi, nu e. Gore in video games is... stai, mă scuzați. Mă scuzați, m-am dezorientat. Și Mimir și Atreus o să te avertizeze când te ia cineva pe la spate. Da, am văzut că mă avertizează, da.
Sometimes I really wish Tyr's temple still worked so we could get out of Midgard. They say Fimbulwinter affects all realms, lad. Okay, but how could things be any worse than here? Take him home pe ursuleți. Băi, nu știu dacă sunt urși totuși. Ce muzică asta? A, nu. You're not scared. You're a brave girl. Good. Brave girl. That's right. He's good with them. No surprise, really. Amimir? Ce cu Amimir? De ce râdeți la Amimir? Nu înțeleg. Specky. You okay? Just a little thunder. That's a good girl. Pereați de tunete. 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 Atreus! I'm just checking on... To bed! Hai, sure. Lasă căței! Uite ce ascultă! Ai văzut cum i-a zis? Ați auzit cum a zis? Yes, sir! Da? Respect! Așa da, ăsta da, băiat. Evenings go, that was entirely too eventful. Though I admit it was a bit like old times there, for a moment. The three of us navigating some hitherto unhappened upon patch of forest. Been a while since you've joined us, if that's what you mean. Da. Armele alea. One deer hunt, you've seen them all. How can you feel tired when you never sleep? There are other kinds of tired, lad. You'll see when you're older. Mi-a luat time la fire o zi întreagă. Ai fi zis tu ceva. Acum toată lumea care își ia bani la fire o să vină aici cu aia. Treci la culcare. Ce faci? La ce te uiți? Somn, acum, hai. Have a proper rest, my brothers. Things are always brighter in the morning. A, săgeată în joc ca să holster the weapon. Mulțumesc, mulțumesc. O să țin minte asta. Who's that? The bomb. Sunt personajul preferat al oricărui copil de 14 ani. I have mead. You would not find me good company. I'm sure we'll find lots to talk about. Veni poștașul. A venit torbă cu aie. Tare. Cool character introduction. Bă, dar ce mare-i. Uite cât au omul. E destul de chill având în vedere că i-am omorât copilul. Nice place. E sarcastic. Doamne, și animațiile sunt așa de... Animațiile în jocul ăsta, I love it. Așa, ce face? Dau de vorbă doi șmecheri. Așa, a pus ciocanul pe masă. Literalmente a pus ciocanul pe masă. Ce sunet! Ce dramatic! Este fixul ăla când pune și ăsta. Ok, nu-i nimica.
Could have told me before I poured. Why are you here? Just being polite. Era nașpa dacă îl făcea Hemsworth. Da, absolut. I love the character design pentru Thor. E super șmecher. Designul ăsta, I love it. Like a calm and reasonable person. Are you? A calm and reasonable person. If the moment calls for calm. Doamne, vocea lui Kratos, I'd say the moment calls for calm. Yeah. The moment calls for calm. Boy. Boy. Oh. Tu cine ești, vere? Ah, okay, I see. Ah, e Odin, right? You know who I am? Da, da, Odin. Ah, uite că și scrie. Back before winter set in, there were some misunderstandings. Regrettable ones. But I think we all have a better idea of who we're dealing with. Mm-hmm. Now, what you did to his boys. Self-defense. Dying is what we Aesir live for. And let's be honest, they were kinda useless. Ah, îi duream pulă de ei oricum. Ok, am înțeles. Bă. But Baldur, he had value. Ah. He was my best tracker, my closer. Yeah, his mind was gone, sure. But he had his uses and now he's gone because of you. You follow me? You follow me, eh? De ce am cu vocea asta lui Odin? Hey, forget about it! You have debt. You're no fun anymore. You follow me? What do you want? How about peace? Ar trebui să-l pună gen Joe Pesci să-l joace pe Odin. Dar așa se simte, zici că e Joe Pesci. How does peace strike the esteemed retired god of war? How about we just don't kill each other? How about you stay home, kick up your feet, seek no quarrel with me, and I'll have none with you. Le e frică, le e frică. That one has to stop his search for Tyr. Le e frică de noi. Yeah. We know. Ricochi. Stop it. Tyr's old ways are dead. He is dead. You understand? Hey, you understand? That was where? Where's the gabagoo? Shit, I'll even sweeten the deal. I'll let you keep the prisoner that I know you stole. God of War Ragnarok, Game of the Year candidate. E clar un candidate, dar nu, dacă nu ia Elden Ring Game of the Year, I'm gonna be really mad. Adică nu el. Come on. Come on. Come on. Ok, chat. Game of the Year, God of War Ragnarok sau Elden Ring? Vreau să știu părerea voastră. That's right. I know you're in here somewhere, you silver-tongued little shit. Why should we believe a word of you? What have your promises ever been worth? There he is, my old partner in crime. He's lost weight. If he tells you snow is white, he's lying. What kind of wisdom is that? Can't the smartest head alive see past himself? See that we all want the same thing? All right. Here's a deal I know you can trust. I'll settle your debt with my ex. Keep Freya off your back. Mm-hmm. Keep your boy safe. De ce safe, că oricum are destin? Bă, voi chiar crezi că God of War e Game of the Year anul ăsta și nu Elden Ring? Sunteți turbați?
Sunteți turbați. E strânsă treaba, ambele au lor extraordinar de bogat. Nu se compară, bă, frate, iartă-mă, bă, nene, dar nu poți să compari lorul original, da? Imens de la Elden Ring cu lorul scandinav adaptat, a 15.000 adaptare a lorului scandinav din cultura pop americană a lui God of War. Nu poți să le compari, iartă-mă, nu sunt de acord. Cred că depinde foarte mult de gustul fiecăruia. Nu, eu, acum nu. Nu vorbim de gust în momentul ăsta. În momentul ăsta vorbim obiectiv, da? Este titlul de Game of the Year, ok? Trebuie să gândim pragmatic, ok? 60-40 pentru Elden Ring. Da, ok, înțeleg. Nu, adică nu vreau să zic că God of War e un joc de căcat. Sunt sigur că este un joc foarte bun, așa pare din... Nu, acum îl joc, o să-l termin probabil. Dar gen, sunt sigur că este un joc foarte, foarte bun. Dar nu poți să compari, man, nu te supăra acum. Elden Ring e un mass exploit plin de feluri de a fi ușor. Bă, asta e pentru tine că ești Dark Souls nerd. Skyrim better than Elden Ring. Du-te bă, veri de aici cu hot take-urile astea. Asta a apărut acum la final, deci cred că Elden Ring o să câștige anyways, da, și eu. Așa, hai să vedem. So what do you say? What do you say? No. Iartă-mă, bă, Nevi. N-am văzut eu. Don't take all day. About time. I've been waiting for this. You're not from here. We got a tradition called a blood payments. It means I get a piece of you for what you took from my family. You'll pick it up. For Boulder. Now show me this god killer I've heard so much. Stai, bre! Aha, okay, so that's the unblockable attack. I see. I don't care. Stai, stai. Unde mi-e... Can't fight without your axe. Na, mai. E, dar mai du-te, bă, vere, în pizda, mătii, dacă... Dă-i, 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 dă-i. Oops, my bad, my bad. How were you ever a god of war? You know my past. The ghost of Sparta thing? Yeah. Then you know what I'm capable of. Show me! Let's go! Uite-te! Au! Damn, ok, cool! Nu, am greșit eu. Stați un pic să mă obișnuiesc și eu. Văleu! Au, oh, wow! Efectiv thunderclap! Straight up thunderclap! Au, stai bre! Wow! Ok, Stop holding back! Aoleu! A, și-a luat și el ciocanul. Stai un pic să iau asta. Așa, gata. Piu-a un pic. Am uitat că asta e atacul. You spit on my son's memories. I can't believe they lost to you. Așa, vere! Așa, da! Follow-up ăla. Arde-l. Rupe-l. Stai ca scos și el ciocanul acum, baftă cu aia.
Sorry about your statue, Tyr, you preachy old sinner. Let's go! Dă-i cu... Dă-i cu coloana în cap! If you're not fighting dirty, you're not fighting right! Ce era copacul ăla? Sunstruck first! Good! Ce-i asta? Dă-te în pula mea. Insane. Șmecher. Hop. Prost, eu prost. Mă scuzați. E ceva cu asta. E ceva cu... Stai să mai dăm un stâlp în cap. Aia, follow-up-ul ăla tot timpul. Ok. Ia, na, stâlp. What? Ok, deci stâlpul trebuie să... Am înțeles. Trebuie să am grijă. Nu! Am greșit. Stați că-mi fac rage-ul imediat. Incredibil. Nu! Follow-up-ul! Stai! Șmecher, erau animațiile, îmi place mult. M-au omorât, așa-i? Mă scuzați. Îi dai și tu ciocanul tău? Îi dau și eu ciocanul meu acum, imediat. Mă scuzați, m-am făcut un pic de râs. Aia e. E literalmente primul boss. Știu, guys, aia e. Sunt și eu bătrân, am o vârstă, ce pot să fac? Au. Au, bă, timingul aia e foarte Dark Souls-y. Ok. Ia vino cu aputem gură. Bam, așa da. Iar am uitat. Trebuie să ții minte când îmi dă ăla galben să fiu gata cu the repost. A stricat stâlpul, nu pot să-i mai dau un cap acum. Ok, nu așa. Aia la aia nu se poate, la Thunderclap nu se poate. Am încercat. Eu zic că a fost o încercare destul de decentă. Oh. Dumbass. Get a clean slate. That ain't. Da. You're a destroyer like me. Oh, destin. Teme grele. Au. Oh no. I say when we're done. Ah, tare, șmecher. I'm not leaving till. M-a resuscitat, bro, șmecher. Ok. Gata, vere. Acum, adevăratul eu, acum ți-l arăt. Ok. Scuze. Stai, bă, cu stâlpii ăștia, totuși. De ce nu-i folosesc? Ok. Hai cu apă, ei, șmecherie. Bam! Așa, da. Nu! Am greșit. E șmecher, bă, toriceanul ăsta. Am greșit. Iar am greșit. Cam multe greșeli. Dar bine că jocul has my back. Ok. Așa, gata, hai. Cât de cât. O, mă fugi. Bam. Wow.
Da, mă, am omorât doi, era Magni și Modi. Nu i-am omorât pe amândoi? The fuck you say? Modi saw not in fear of you. He died of the wounds you gave him. Oh, we got a model father. Ah, ok. Dacă mergea un bitrate un pic mai mare, e 6 mega pe secundă. Don't matter. I could give a hot shit about your father being alive. I want to see the god of war. You started this. I will end it. Nu mi-ar mai da vă jocul ăsta Spartan Rage odată. Cred că e un moment destul de prielnic pentru Spartan Rage, nu? Așa aș zice. Stai băi, turbatule, ce ai? Au. Așa avere. Așa da. Na, 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 na la pulă, na. Na și, oh. Mi-a întrerupt Spartan Rage-ul, bro. Ia, dă-te drag. Mai, nu mai e niciun stâlp? Mergea o dificultate mai mare, n-am să vă mint. Uuuu! Nici nu știam ce-i atacul ăla. Mă rog. Nu știam cât acolo. Oh, oh, oh. I see why my sons fell to you. Even this lesser version of you. But I am not my sons. And your boy... All father has plans for him. E și mai îmbătrânit Kratos, am dreptate, față de ultimul joc. De fapt, da, mă rog, asta ne zice jocul. Consider your blood debt paid. Om a murit de 3 ori și vrea dificultate mai mare. Literalmente a murit o singură dată. O singură dată a murit. Odin is with Atreus. Oh no. Achievement unlocked. Thor, ia, cine zice? Lore. Pose. There are many differences between Thor and his brother Baldur. Baldur fought wildly, his motivation to inflict pain. Thor is calmer, his bloodlust is for the fight itself, not for the suffering it inflicts. The full force of his attack is as heavy as any of I have felt. The hammer, Mjolnir, only compounds his power. Each blow echoes with the death and destruction they have wrought together. He chose to end our fight prematurely. It is good for both of us that it did not reach its conclusion. Interesant! Și ce am aici nou? Spartan Rage. Ce? Nu astea. Ce e nou că nu înțeleg? Ah, Fury. Ce? Noroc că te-am resuscitat, că altfel. Noroc că te-a resuscitat, da. O să mă încerc să dau de tine atunci pe mail sau Insta? Nu, scriem pe Insta acum că mă uită, am înțeles, omule. Iartă-mă, nu prea mă uit eu în message request de-aia. Norse Mythology de Gaiman, exact asta, exact așa e portretizat Thor. Nu știu cine e Gaiman, dar bănuiesc că este ceva om care știe bine mitologia. Da, n-am studiat neapărat mitologia. Ok, înțeleg că sunt niște subtle nods, niște omagii aduse mitologiei reale din... Scandinavia. Dar tot e, nu poți să-mi zici că e accurate. You know, no, it's not accurate mythology. Balance fury with control. How, how, bau, bau. Și ce să fac eu? Ce e nou la ăsta? Ah, trebuie să... N-am XP ca să-l iau. Balance to unleash on enemies. Each attack heals a small amount. Exit the state
early by using the command again. Upgrades decrease. Nu știu ce. Compare to what? Da, ok, nu știu ce mi-a arătat acolo. Neil Gaiman. Dacă era un joc cu spartan, știai? Ain't that me old near pack a punch? You know we made that hammer, right? You have mentioned it. Ah, ăștia-s dwarfii ăia. Right, wasn't okay. Wasn't ever sure you were listening. At least it was good to see the axe hold her own. Kind of the point after all. Okay, that was pretty cool, not gonna lie. That was pretty cool. Fost o bătaie șmecheră. Păi și unde, dar am mers să mor eu, am mers cât de la București la Bacău, ne-am plimbat cu bătaia asta. All set. This'll get you home. Pupă. Andreea Irina din Cluj, Doamne ajută. Ia. Yeah. Ah, țin, da, țin minte și asta. Hey, one last thing there, Tiny. If you got Aesir at your door, then I reckon your protection stave's busted. Once you chase Odin off, you got another place to lay your head tonight? And I don't mean that talky fella. I will not abandon my home. Oh yeah? And what's to stop the all-fucker from spying on you? Or Raven pecking your house to splinters while you're asleep in it? Nothing, that's what. You go get your boy, and I'll speak to a certain someone about putting you up at his place in a pinch. Mi-a zis să stau și într-o casă de oameni, nu mai stau în dugheana aia. Probabil. N-am fost foarte atent când mă uitam și la chat. Chatul care îmi zice că toți sunteți din Cluj, ceea ce m-a pus pe gânduri grav. Unde este fiul meu? Păi de asta, bă, nene, dacă fiul meu are un destin, nu e clar că n-are ce să pățească. He's not hurt. Literalmente are plot armor. What does he want? To pay for the roof. And he invited me to Asgard. Did he? I couldn't hear once he went outside. I told him no. Obviously. Good. Poți să dau parry la atacurile cu galben? Ok, dar I have to time them. Și ca să time them, trebuie să le știu. Din păcate. If I told you I was looking for him, you would have said not to. So you hid the truth. From me. I wanted to tell you. I really did, but now that you know, there's something you should see. No. Just trust me, you'll want to. Trust! You have broken my trust. Then let me regain it. Let me show you what I found. Besides, we haven't seen the last of Odin. Da, bă, vere, de ce? Cum adică broken his trust? De ce s-a supărat pe el acum? Că n-a făcut nimică. Ce-a făcut, bă, copilul de s-a supărat asupra el? Nu înțeleg. Îmi ziceți voi în chat, vă aștept. Thor. And clearly they can just walk in and blast holes in our home whenever they want. There's only one way to get them off our backs. Mm-hmm. And I think I know how. Sir. A, l-a mințit că a zis că nu-l caută pe Tyr? A, în pauza, în timpul ăsta a trecut dintre primele două jocuri. Dar nu mai știu, au zis la sfârșitul primului joc că nu o să-l caute pe Tyr ăla? Sau a fost vreun agreement de genul ăsta? Înțeleg, da, acum când a venit Odin, gen a aflat că în tot timpul ăsta Atreus făcea căutarea cu Tyr. Mm-hmm. Oh! Gather your things. Damn. Ah, okay.
Nu mai știu ce-s astea. În fine, nu contează. Yeah. Ce-i acolo? E gol. Armor and equipment improve stats like defense to help Kratos survive and strength to do more damage. Ok. Păi ce gear că n-am în spielea pulii, abia m-am sponat. Equip armor, select new armor piece. Ah, am. Apparently am. Ooh, ok, that sucks. Press X to equip it. O iau pe asta că arată mai bine. Kratos stats increase, it is time to customize the Leviathan axe. Ok. L2 to navigate to the weapon. Și Leviathan. Wooden knob. The Furious Maul. Ok, sure. Learn more about stats and the stats help overlay. Strength increases damage. Ce? Runic increases the power of runic attacks. Da, hai că astea ne prindem noi. E un joc, practic. Ce poate să fie așa de complicat? Nu, stai că mai aveam ceva. Am închis ca prost. Aia e acum. Are you ready? Go. What? And keep the change, you bastard! Nu știu, ce-am aruncat în aer acum, mai devreme? Pot să mă întorc aici un pic repede? Știu că e semn rău când te întorci, dar... A dispărut cufărul, așa-i? Bo. Mergi la dorf să le schimbi? Mhm. Let's go. Ok. $50? 5 bani, 10 bani. Ok. Stai mai că nici n-am înțeles. Deci, aha. Asta mai era. Attachments. Steel handles. Ok, deci n-am nimic nou aici, de fapt. Ok, și vreau să mai văd goals. Follow Atreus. Am înțeles. I-am și pierdut urma. Cel mai prost dat. Where are we going? The old temple in the Wildwoods. Why? It'll be easier to explain once we're there. Unde e asta vere? Ah. Hai. The door didn't say anything else while you were outside. Yeah. He said he doesn't care about Jotunheim anymore. That the giants can keep their secrets. He's averted Ragnarok his own way. You think he knows all the giants are dead? I'm more concerned that it no longer matters. What is singur? What's he up to? What happened here? Se urcă singur acum pe legiurile alea mai înalte. În primul joc ne ajutam, gen îi făceam scaramuței. So close to home. Raiders warring with one another now. Those are not their arrows. Something else is out here. Bun. Hai, vere, ce ai apel de vid, ce ai? Îți place să te uiți la cadavre, așa? Aici o să fie o bătaie, presimt. Asta e ceva... Aha. Ignite brambles. Stai, băi, turbatule. Oh, guess the bridge gave out. Gonna need another path to the temple. Mm-hmm. Why would you come out this way alone, lad? I had dreams calling me here. Dreams. Hey, try using your blades to pull this down. Please. Am ranged attack și cu... Use to attach blades to obstacles that can either... I'm using cerc. Ah, trebuia să fiu la distanța potrivită. Am înțeles.
În regulă. That one's still alive. No. Look closer. Posedat. Who's doing this? Suppose it's too much to hold as an enemy of theirs to be a friend of ours. Warn me. M-am grăbit. Dai, bre. Seriously, who'd be stringing up raiders like that? Bine apăsat. Nu era de ținut apăsat. Hai că ne-am prins pe omul. Brother, what was that? Something strong and dangerous. Be on guard. Oh yeah, being all the way on guard. Mai poți așa. Whatever it is, it works fast. Oh, chest, let's go. What? Mor du te drag. Aș pot să, pot să combin aceste două arme. Să țin minte asta. A, am trecut podul, practic. Ok, bravo. Bine, asta era o zonă bonus, apparently. Tari brei. There's the temple now. Just need to find a way around. Da, înțeleg. Vom găsi o cale, nu este nicio problemă. Bă, nu-ți compar, bă, jocul ăsta, frate, cu... Hai să fim serioși, cu Elden Ring. Adică e un joc bun, ambele sunt jocuri bune, dar nu... Mă conving din ce în ce mai tare. Bă, dar ăștia să... Adică nu-s așa... Bă! Stai, bă, vere! Mă scuzați, dragi prieteni. Îmi cer mii de scuze, dragi prieteni. Nu mă așteptam să fie așa strong niște de-aștia. Bă, dar nu mai atacați atâta, dracu! Bă! Aoleu! Bă, da, stați un pic turbat! Ce dificultate balanced! Balanced! Dificultatea balanced! Stai un pic! O secundă, nu că imediat! Incredibil, bă, frate, bă! Bă, dar nu pot să... I can't get a hit in. Stai. Vezi că nu atacul meu gen nu le face nimica. Au... Sunt unbeatable sau ceva genul ăsta. Ai văzut că health bar-ul gen e solid. Uite, vezi, nu-i atinge nimic. Uite, vezi, nu-i atinge, straight up nu-i atinge. Sunt unbeatable, ceva. Ah, și nici nu trebuie să-i omor. Dar de ce, care-i problema? E asta? Nu, e elemental, dude, e elemental. Am înțeles, gata, e elemental, trebuie să le dau cu săbile. Da, gata, am înțeles acum, gata, am înțeles. Gata, am înțeles. Era, bă, am înțeles, n-am realizat că acest joc are, like, elemental stuff. Cumva pe ceilalți aveam săbile by accident, sortă. Nu mi-am dat seama, mă scuzeți.
Ultima rușine de om. Ultima rușine de om. A, și fac XP și la Atreus, am înțeles. Bun. Nu merge cu Frost, dar da. Grea joacă la 40 de ani. Mă scuzați, ce să-i faci acum? Asta este. Voi nu râdeți, că o să ajungeți și voi la vârsta mea și la fel o să faceți, deci nu râdeți, mai degrabă... Mai degrabă ne ajutăm între noi, nu ne... He knows Tyr could unite the realms against him. Plus, Tyr was the giant's greatest ally. So... Enough. E, are el asta cu Tyr, are el ceva, nu știu. Ok, să sar? A, ah, ok. Bun, cool. Acum contează ce mișcări folosești mai des. Adică how so? Taci în familia, mă. Dă-te, fiulică, că poate-ți dau o secură de-asta din greșeală. Aoleu! Aha, deci acum și... am înțeles. Dă-i fiulică-l ăsta. Așa, bravo. O să vezi mai târziu de ce. Ok. Purchase skills. Mm-hmm. Tehnic, ranged sau melee? Ok. So what's what we got? Imbue the Leviathan with ice and power up the next melee or ranged attack with high frost. Asta n-am deja... Ah, e purchased, ok. Frost awaken to do a wide swing and apply frost to nearby enemies. Deci during frost awaken, odată ce e încărcat. Păi asta fac deja, kinda? Skill labor, bazat. Aim and press. Quickly throw it and create frost explosion. Ok, tare. Quickly throw can cause more severe reaction when striking an enemy in the head. Da, pula, nu. Nu trebuie să mă bazez pe range, că nu pot să trag cu ăsta. Ia să vedem ce-s astea. N-are săgeți. Ba da, eu am dat cu el, am dat. Mai uit din când în când el, dar... O să mă bată mama cu el la DHD, că tot uit că e live și nu video și mi-au sidetrack să fac alte chestii și pun pauză. E, n-are nimica. Dar și asta o am deja. Asta am deja. A, astea sunt toate cele pe care le am, astea sunt pe care nu le am. Gata. E greu de la o vârstă, dragi prieteni. E greu de la o vârstă. Deal bonus damage că I extinguish flames. Ok. Pe toate le am, da, exact. Glacial Rake. Hold R1 to drag the axe through the ground and rip out ice shards that travel forward. Okay, yeah, that's cool. Deși... E pentru X. L back and press R1 for a quick boomerang throw. Oh. Whirling storm while evading. Hold. Press R1 to... Okay, da, ăsta vreau. Pot să-l iau? Nu pot să-l iau. Ba da, ok. Dă-mi ăsta. Dă-mi și ăsta. Ok, șmecher. Alte F4 să vezi pe care le vrei. Păi țeapă, fraiere, pentru că este pe PlayStation. Deci nu funcționează așa. Am uitat până am venit acum. Până am venit, dragi prieteni. A, am luat furie la plic. Cred că pe aici trebuie să mă duc, nu? Zici că mă uit la tata cum se joacă? That pillar wasn't in the way last time I came. Damn, bro. Schmeck. Like I was saying, Tyr was an ally to the Giants. So he'd be on our side if we find him. And if anyone might know who I'm supposed to be, bă, nu mai vorbi atât de Tyr, bă, frate. N-auzi că ne bagi la belele.
What do you know? You'll see soon. Simt că trebuie să sar pe chestia aia. Dar cumva jocul nu mă las. Ok. Acum o dăm înapoi. Interesant. Deci toți boomeri au orientare spațială 0. Taci băi, orientare spațială. Văd eu ce orientare spațială ai tu. L2 to aim. Ok, gotcha. Pull the chain, okay. Tighten the slack. Așa. Trebuie să înapoi. Acum, acum, What do you think? Can't imagine what the lad's found, but he says he has evidence. We've come this far. Let's see it. Acum ai fost aici. Many dead here. We should keep moving. Keep moving where? Zim tu, omule. Zim tu, dragă Atreus. Ok. Da, nu cred că pot să ajung acolo. Nu, trebuia să o iau altfel ca să ajung acolo. Aie. Nu o să avem acces la aceste secrete. Flame whiplash. The charge. Dar asta trebuie să mash. Stai că ăsta e de-ala. Cool. Okay, dude, that's cool. Oh my god. Okay, șmecher. Șmecher. Șmecher de timp. Oops. Ăștia oricum. Dai să-mi încerc asta. Vezi, vere, că tu e. Vreau să dau, ia, hai mai dau o dată. Deci cum e atacul ăsta? Aoleu. Știu că o să mor. Dar e o moarte cu scop. Vreau să-mi dau parry de la. Nu știu cum să time it. Știu că am murit de data, dar am vrut să mor de data asta, că vreau să văd cum e Perry, ok? Orientare spațială 0. Știi care e chestia? Uneori pot să fiu de acord cu voi, dar alteori nu prea pot să fiu de acord cu voi. Grevă na. Ce s-a auzit? Am dat... ok. Gata, mă scuzați. Mă uitam la starea nației mai devreme. Dar a rămas un video. Ok. Și heavy attack-ul cum e? Wow, cool! Boom! Of! E prea departe ca să-i dau o executare silită. Executare silită! Come on, man! Acum era bun unde ăsta. Așa. Auleu, are boală. Bă, da, știi ce? Ia, de ce mă tot atâta, mă, eu? Easy. Bravo. Ok, asta puteam să fac. Ok, să țin minte că... Gata, am înțeles. Iar tu-s la Radu Banciu, da. Ok. Am înțeles. Ne. Oh.
Ce era doar o bătaie? Ce vezi? Unde ești? Aha. Am înțeles ce vezi. Nice her fimble would to ward down all the helpful magic we acquired, yet somehow new terrors only flourish. As if on cue. Okay. We climb. On it. Nu vreau să fac asta. Da, mă rog, aia e. So far, so good. He has gotten rather good at that. Iau ce se cață. Țâncu. Morcoveață. Bravo, băi, Vere. Yet another grizzly seed. Arde-l. Ce-a zis? Yet another grizzly what? Nu, cred că zicea grizzly de-asta. Ups. I've seen my share of bloodshed, but this is an awful lot for one morning. Oh, what? Yeah, bă, chestia. Tot o femeie coaie. Oh, you... What? On your guard, brother. I think we found our predator. It's hard to go. Is that that? Zdrianța. Aha. Deci așa, hă? Aha. Au, oh, stai, scuze-mă. Scuze, dă-i cu ăsta. Ups. Incredibil. Vreau să block that attack. Ups. Bă, da, ce se mișcă morții ei. Stai viața mea un pic. Scoate astea. Lasă asta, scoate asta. Hop. Dă și cu picioarele din spate. Ok, nu-i nimica. Pauzică. Pauzică. Eu spuneam tipul ăsta care zicea că n-au bumuri orientare, că se pierde fără maps. Ah, păi acum eu știu cu cine vorbeai tu, bă, Sniffers. De unde să știu eu, bă, viața mea? Dar și care e problema? Că eu ies la o țigară, dar dacă... Ce dracu vă pun în pauză? Ce vă pun eu în pauză? Aia e întrebarea adevărată. Îi dați la Joale? I-am candat la Joale, dar... Vezi, mata... Fă, nu știu... Ce să vă pun în pauză? Să mor dacă știu ce să vă pun în pauză. What was that? O, cum îi zice? O centauroaică. Death count 8. Nu mai numărați! Nu mai numărați! Hmm. Lo-fi. Mie că lo-fi-ul iar îmi dă main copy claim gen. Pe ce dificultate? Pe balanced.
Meme, nu cred că pot spune nici meme, nu cred că pot spune nimica. Că asta e problema adevărată. Da, oare memes pot? Îmi dă cineva copy claim pe memes? Da, s-ar putea să-mi dea, că mai sunt muzici copyrighted. YouTube e foarte anal la copyrighted shit, e foarte supărător, e enervant as hell. Starea nației îmi dă copii starea nației. Nu știu. Nu știu și mă scoate din minți. Oare Gregorio de România îmi dă copii? Oare școala Dan Prodan? Da, îmi pare rău că fix când vii tu mă duc eu să fumez, dar nu durează mult. Ceva stream de pe Twitch? Bă, nu, na, nu, e urât. E urât, bă, frate, din partea mea să fac așa ceva. Stați să mă gândesc, cupi. Bine. Copyright free music. Doamne ajută. Lo-fi hip-hop radio ar trebui să fie copyright free, right? Benten intro. Nu merge, mă, nene, nu merge așa. 2-hour synthwave. Thank you for listening, get the latest vinyl. Nu, nu zice dacă e copyright free sau nu. S-ar putea să fie copyright. Zelda and chill. Classical music for reading and writing and... Nu. Oh, fof, fof. Oh, fof, fof. Pune fire, dați aș la mu. Bine, hai să punem. Dați aș la mu e cu lopata. Cred că dați aș la mu ar trebui să fie safe, right? Ar trebui să fie safe. Hei, salut! Revin! Astăzi ne uităm la... Bine, fire, simt că îți convine să dai click pe clickbait, fix unul cu tine. Dă-i un stop la stream-ul tău, hai te rog, nu fii pârnaie. Reacționăm și noi la tine. Cum îl cheamă Silvi Fraia? Avocado la femei, la drepturi, la tot ce vrei. E PR, influencer, e vedetă sau ce e? Care-i meseria lui? Ceva strategie în viață? Are o cameră HD la care tot comentează. A făcut publicitate, dar s-a lăsat, l-au abandonat ideile și s-a buperiat. Reacționează. Eu îi dau ce să îmbraci atunci când îl mai scot din casă. Vrea parfumuri foarte rare, amaretto sau negroni, dar miroasea voie voz când își leapă de șoșonii. Nu știu arte cu dick pic-uri, nici rar, dar nici des. El doar discret un pic de pic a de sens. Poza ta din sertarul scut. Nu mă uit la ea, nu, nu pot. Hai, hai și una ca doc. Silviu Fire, vlogger top, Marta Log. Nu, stai. Silviu Fire, vlogger top, Marta Log. Faceți loc, vă rog, la pretenții de mixolog. Cum ar fi? Dulci Cabana cu sus adus de ringhil. Vai să moară mama, vai, ce bun prieten. Tu șapte din antichitate. Fără bani, nici griji, nici activ. Știi, ați auzit de domnul Silviu Fire? Nu mă pune. Ok, bine, nu-l pune, nicio problemă. Dați-aș la mult, la mult, la mult, dați-aș, dați-aș la mulți, mulți ani, drag prieten. Ei, uite că primesc! Silviu, Silviu, Silviu.
Hei, salut! Astăzi ne uităm la tine, Fire. Simt că îți convine să dai click pe clickbait, fix unul cu tine. Dă-i un stop la stream-ul tău, hai te rog, nu fii pârnaie. Reacționăm și noi la tine. Cum îl cheamă Silviu Fire? Avocatul la femei, la drepturi, la tot ce vrei. E PR, influencer, e vedetă sau ce e? Care-i meseria lui? Ceva strategie în viață? Are o cameră HD la care tot comentează. Da-ți așa la mult, așa la mult, așa la mult, da-ți așa la mult, ți-a zis. Da-ți așa la mult, la mult, da-ți așa la mult, ți-a zis. A făcut publicitate, dar s-a lăsat, l-au abandonat ideile și s-a bucuriat. Reacționează. Eu îi dau ce să îmbraci atunci când îl mai scot din casă. Vrea parfumuri foarte rare, amaretto sau Negroni, dar miroase a voie voz că nu-și leapă de șoșonii. Nu și-o arde cu dick pic-uri, nici rata, nici desi. El doar discret, un pic de tic, a de sens. Poza ta din sertarul scut. Nu mă uit la ea, nu pot. Da-ți așa la mult, așa la mult, la mult, da-ți așa la mult, ți-a zis. Da-ți așa la mult, la mult, da-ți așa la mult, ți-a zis. Hai și una ca doc, Silviu Fire, vlogger top, Marta Log, nu stai. Silviu Fire, vlogger top, Marta Log, faceți loc, vă rog, la pretenții de mixolog. Cum ar fi? Duci ca boana cu sus adus de ringhil. Vai să moar mama, vai, ce bun prieten. Tu șapte din antichitate, fără bani, nici griji, nici activ. Îmi ești drag. Știi, ați auzit de domnul Silviu Fire? Nu mă pune. Ok, bine, nu-l pune, nicio problemă. Da-ți-aș la mult, la mult, da-ți-aș la mulți, mulți ani, drag prieten. Ei, uite că primesc. Hei, salut! Astăzi ne uităm la tine, Fire. Simt că îți convine să dai click pe clickbait, fix unul cu tine. Dă-i un stop la stream-ul tău, hai te rog, nu fii pârnaie. Reacționăm și noi la tine. Cum îl cheamă Silviu Fire? Avocatul la femei, la drepturi, la tot ce vrei. E PR, influencer, e vedetă sau ce e? Care-i meseria lui? Ceva strategie în viață? Are o cameră HD la care tot comentează. Da-ți așa la mult, așa la mult, da-ți așa la mult, ți-a zis. Da-ți așa la mult, la mult, da-ți așa la mult, ți-a zis. A făcut publicitate, dar s-a lăsat, l-au abandonat ideile și s-a bucuriat. Reacționează. Eu îi dau ce să îmbraci atunci când îl mai scot din casă. Vrea parfumuri foarte rare, amaretto sau Negroni, dar miroase a voie voz că nu-și leapă de șoșonii. Nu și-o arde cu dick pic-uri, nici rata, nici desi. El doar discret, un pic de tic, a de sens. Poza ta din sertarul scut. Nu mă uit la ea, nu pot. Da-ți așa la mult, așa la mult, da-ți așa la mult, ți-a zis. Da-ți așa la mult, la mult, da-ți așa la mult, ți-a zis. Hai și una ca doc, Silviu Fire, vlogger top, Marta Log, nu stai. Silviu Fire, vlogger top, Marta Log, faceți loc, vă rog, la pretenții de mixolog. Cum ar fi? Duci ca boana cu sus adus de ringhil. Vai să moar mama, vai, ce bun prieten. Tu șapte din antichitate, fără bani, nici griji, nici activ. Îmi ești drag. Știi, ați auzit de domnul Silviu Fire? Nu mă pune. Ok, bine, nu-l pune, nicio problemă. Da-ți așa la mult, la mult, da-ți așa la mulți, mulți ani, drag prieten. Ei, uite că primesc. Hei, salut! Astăzi ne uităm la tine, Fire. Simt că îți convine să dai click pe clickbait, fix unul cu tine. Dă-i un stop la stream-ul tău, hai te rog, nu fii pârnaie. Reacționăm și noi la tine. Cum îl cheamă Silviu Fire? Avocatul la femei, la drepturi, la tot ce vrei. E PR, influencer, e vedetă sau ce e? Care-i meseria lui? Ceva strategie în viață? Are o cameră HD la care tot comentează.
A făcut publicitate, dar s-a lăsat, l-au abandonat ideile și s-au speriat. Reacționează, reacționează, reacționează. Tot reacționează. Eu îi dau ce să îmbraci atunci când îl mai scot din casă. Vrea parfumuri foarte rare, amaretto sau negroni. Dar miroase a voie voz când își leapă de șoșonii. Nu și-o arde cu dick-picuri, nici rata, nici des. El doar discret, un pic de tic, a de sens. Poza ta din sertarul scurt. Nu mă uit la ea, nu, nu pot. Hai și una ca doc, Silviu Fire, vlogger top, Marta Log. Nu, stai. Silviu Fire, vlogger top, Marta Log. Faceți loc, vă rog, la pretenții de mixolog. Cum ar fi? Te zofilez. Producție, nu căcat. Ce-a stat aici, vă respect. Mulțumesc. Gata, mă scuzați că mi-a luat atâta. Trebuie să mă recompun. Să vă dau gaming de calitate. Așa. Care era scena? Nu am scena asta. Pardon. Stream Deck. S-a dus să cumpere, m-am dus să cumpăr țigări, guys. Bun. We found our predator. N-a mers. A, trebuie să-i dau cu astea. Gata, e direct în... direct în focurile iadului. Hop. Fugi. Bun. Ups. Ok, scuze, stai să șeca, stai că nu m-am... Sta bă, Veri, așa un pic. Sta bă, frate. E nașpa, man, că gen trebuie să țintesc cu controllerul, e oribil. Ups. Aua. Aua. Yes, așa dă-i. Dă-i și tu. Ai, dă, îi dă la micul în coarne, bre. Dă-i, micule. Nu, nu acolo. Dă-i în coarne, bre. Hop. A, bă, că e simplu, bă, jocul ăsta. Ce dracu cu tot. Hop. Hop. Oh. Mă scuzați. Oh. Stai un pic. Să iau și eu, dar... bă, dar lasă-mă, Vere, un pic. Ops. Așa. Sorry for backseat, bă. Pe mine nu mă deranjează așa de tare, dar... înțeleg că asta e eticheta. Oh. Mm. Ucide-și ăla micu. Ups. Ups. Măi. Ups.
Easy, easy. Așa. Simt. Să spamez săgețile la Atreus între timp ce o lovești. Da, asta trebuie să mă obișnuiesc cu asta. Bă, dar asta nu cred că era un boss. Cred că era, like, o să fie mai mulți d-ăștia, nu? Centauri d-ăștia. Form a mass of ice around the Leviathan axe and run up. What? Runic attacks. Engine axes and lighter heavy runic attacks. They are slotted into this weapon. What? Each weapon can hold light and heavy runic attack. When equipped, the runic attack slowly gathers runic energy that can be released in a powerful attack. Okay, let's view the axe. Light runic attack. Winter's Bite. Ooh. Okay. While blocking, press R1 to use a light runic attack. Ah, deci asta le dau. Aha, ok. Bun, tare. Prea normal enemy? Da. Mi-a zis managerul tău că nu ai voie să pleci de la... Uigea, ce zice acolo, măi, omule? Ce dracu zice acolo? Ok, spamează... asta e, ok. Aha, și stai că vrea să mă mai înveți ceva, la scut. Scut, uri. Shield attachment. Rond of volition, ok. Păi, da, ok, I have it. What can I do with it? Am înțeles. Am consumat degeaba niște rune de alea, este? E, nu-i nimica. Vorbește în Dodi. Literalmente vorbește în Dodi. A, pe aici am venit. Scuze. Scuze. Așa. Aici e blocat. Nu pare că... A, ok. Aici e treaba. Father. The shield Father. Mom gave you. Thor damaged it. But now... Perhaps the dwarves could take a look at it. Perhaps. A, nu merge scutul? Nici n-am observat. Come on, we can get in this way. Da, bă, nu merge scutul, bă. Why are we here, Atreus? Okay. Us musca, mătii. Do you remember all those shrines we found, telling the stories of giants? How the panel on the left would be their origin, and the panel on the right would be their fate? Yes, we found many. I have seen them. Well, there's more to them than we realized. Uh-huh. L-a spart Thor, bă, frate, bă, n-am scut, bă. Da, când a dat cu Mjolnir în el atunci, nu s-a spart cumva. N-am observat acest detaliu. Damn, this place is big. Well, the collapsed pillar is new, but the shrine is just on the other side. Mai dă-i o dată. Ok, deci nu, am înțeles. Nu o să poate... Ah, ok. That should help. Did something give? Over on the right. There we go. Come on. Jocul trecut l-a jucat, da, am jucat jocul trecut, dar nu pe stream. Pe zmata. Jocul trecut l-am jucat. În intimitatea propriului cămin. Iar căcată. Ce zice? You watching? Pe Nestream, da. Well, that's new. Păi și ce e aia? E aceeași vopsea galbenă ca aia de mi-a pus-o nevastă mea în vis pe cap. Este? E ceva.
Stai, băi. Cap pătrat. What is this lot? Where are we? Somewhere ochii din umbră, dacă nu mai comporți așa ciudat. These shrines tell their stories to the world. But it turns out the real stories, the secret stories, those they kept here, inside. You remember the story of Skoll and Hati, the wolf giants? Odin captured them because he thinks it'll help him control when Ragnarok starts. I remember. But that's not the whole story. See, this shows the giants setting Skoll and Hati free. They're free? Is this the past or the future? Depends when you're looking at it. Spoken like a giant. See? The wolves are safe. Somewhere in Vanaheim. Not the first place Odin would look, I suppose. There they are, chasing the sun and moon. Old habits. Until, look, the moon gets stolen. Somehow. Atreus. See? Hati's got nothing to chase. And they say celestial theft is a victimless crime. Not totally sure who this is, but someone comes along and rescues the moon. And then, the moon blocks out the sun. A total eclipse? I haven't seen one of those in 100 winters. But then they chase an arrow, and things go back to normal. What does any of this have to do with... We're coming to that. O spre muște. Look, here's Ragnarok. Do you see who's leading the armies against Odin? That's Tyr. If he's gonna be around at Ragnarok, that means he's gotta be alive. Right? Mimir. Can this be? Odin told me he killed Tyr, and he trusted me at the time, or so I thought. What if he didn't kill him? What if he's just had him locked up somewhere all this time? We are back to ifs. Enough. Wait. We are going home. Wait! I have one more thing to show you. It's just out here. Bă, tu ai mai fost pe aici, de capul tău? Păi hai, arată-mi. Ce mi-arăți? A, e pe ușă, trebuie să o iau pe ușă, dar nu pe ușa asta am venit? Ok. What is this? Everything I found. Well, almost everything. Așa, biluța aia, ia, ce e? That's giant craftsmanship. You've been to Jotunheim again? No, I found it in one of the other shrines. Other shrines? How many have you visited? Well, all of them? All the ones I could still get to in Midgard anyway. I don't know what it is. But it's important. Just like all this. When I was inside one of the shrines, I saw an image of Tyr imprisoned, but I couldn't tell where. There are hints inside the other shrines. They mention black smoke and the bleeding earth. But we can never figure out exactly. We. Yeah, Sindri's been helping me. Look, I talked him into it. It wasn't his idea. I just needed someone to watch my back. Black smoke. Bleeding earth. Could the prison be in Muspelheim? Unlikely. Odin's got no presence to speak of in the primordial realms. But the Bleeding Earth? Sounds like a mine, aye. The realm of the dwarves, perhaps. Svartalfheim, that's a good bet. Their mines did belt black smoke, and Odin's had his thumb on the dwarves for a very long time. That's it then. Tyr's in Svartalfheim somewhere, imprisoned in a mine. So? What now? Home. This way. Lad,
Even if we consider looking for Tyr, how do you have us getting to Sparkle Fine? You know Odin's had all travel between realms locked up tight. Sindri said he had an idea or two about that. Sindri is full of ideas. Okay, crafting component. Huh. Ground looks kind of cracked there. Ce să fac? Să mă dau cu curul de pământ? E kind of cracked, este? E ce să-i fac eu? Să arunc ceva, a? Stai că mă interesează, e interesant. Ia, hai să luăm pe aici. Yeah. Stați așa, un lec. Remember when we fought our first troll out this way? I remember you lost control. We must tread carefully, brother. Danger is close. You okay fighting without a shield? It's not my first time. Not my first rodeo. It ain't my first rodeo. Hey, come on. Ah, și asta era drumul către, am înțeles. În regulă. Look up. Nu, că m-am descurcat. Bă, tot e chat-ul ăsta, bă, dar cât al latency-ul e la chat-ul pe YouTube. What about the things he did not tell us? Așa. Ai așa, ai așa. Ce mai facem? Pe aici nu pot să fac nimica. A, de aici am venit. Nu mai suport musca asta. Literalmente nu mai suport. I remember you lost control. Cred că tot pe aici, nu? Cumva. Parcă mai erau niște drumuri. Drumurile noastre toate. Nu, nu este death count 18, te rog frumos, nu mai fi rău, rea, rău X. Ce se întâmplă? Păi, aici e spațiu de bătaie. Eram sigur. Ce vrei, madam? Hai, dragi pe tine, stai cu minte. Hop! Am... I cannot block. Nista. Nu mai are. Oh, ce e asta? Bă, e ăla, cum îl cheamă? Ei, văleu. E Tolea. Stai băi, Tolea. Ups. Bă, și aude, e, vezi că mori iară, vezi că mori. Boomerul, e, moare boomerul. Nu moare, bă, nimeni. Șmecher. Șmecher. Tare. Șmecher. Dă, ce mai e pe aici? E tort după Wish. E ăla... Terente. Almost home. Brother, a word. Don't hold the lad's curiosity against him. It goes with being young. In my youth, we learned obedience. And is that what you wish for him? Brother, he's going to walk his own path. If you don't want him walking away from you, then smarten up and walk with him a while. Boy. If we could find a way to open realm travel to Svartalfheim, I bet there'd be all sorts of useful equipment for us. Enough. We will go. Bă, cu aia, dar taci, înțelegi să taci odată? You will abandon your search. For good. All right. You won't be sorry. Ce macabru, ce e macabru?
Casă dulce casă. Ajungem acasă, mai vine un zeu. Over here. Sindri! As I live and breathe, is that Atreus? Da. It's been so long. Mi-e dor de zăpadă, nu o să mai fie. Yeah. S-a terminat cu zăpada. Well, if you'll follow me, Brock mentioned he needed somewhere safe to spend the night, and I believe your favorite dwarves can help you out with that. We're still your favorite dwarves, right? You're still the only dwarves we know. I'll take it. After you, my friends. Hai. Unde mergem? Where are we going? The cleanest cabin in all the nine realms. Delay mare, da, e huge delay. Am mutat eu să-i dau ultra low latency ăla și, da, pare rău. After that Thor incident, we thought we should make up some rooms till you can figure out your next moves. Nearly there. As you can see, we've settled here in the realm between realms. It's not much, but it's safe from Fimbulwinter, safe from Odin's eyes. Wow, really, this looks so cool, dude. Shimmering gray voids. Zici că sunt Night Elfii din World of Warcraft, dar cumva high res. We have a plan to talk to you about, actually. Intriguing. Come in. Come in. Da, exact aceeași grafică ca la ultimul joc, like literalmente aceeași. Putu-s musca familiei, măti, ieși în câtu, măti, de muscă. Your bedrooms are there, the kitchen is just over there. Anybody need a snack? Kratos? Snack? I do not need a snack. What we need is your help getting to Svartalfheim so we can try and rescue Tyr. I do not need a snack. Alive? I mean that. I do not need a snack. It's okay. I told him everything. Everything? You aided my son in disobeying me. No, I kept an eye on him. On your behalf. My son disobeyed me. Nothing risky. Everything very safe. Am nimerit vocea. You aided my son to disobey me. Boy. Am înțeles cum e vocea. Am înțeles cum vorbește omul ăsta. E foarte în gât așa. Boy. You aided my son disobey me. Somebody else speak. What's important right now is that we try and open up travel between realms again. You said you know a way? Yes, I do. I just... It's just... There's... It's just a lot of mud. Then why haven't you opened the way already, man? Well, to be frank, there was... something we needed your help with. Oh! The Huldra brothers finally require the... Ce tare este, ce frumos e cadrul ăsta cu amorsa lui Kratos. Și Mimir, că Mimir e personajul care vorbește și dai din amorsă și vorbește cu ăla în planul 2. Doamne, superb. Deci îmi place așa de mult cum e regizat jocul ăsta, așa de cool. Of the smartest man alive. That's it precisely. Hey! Oh! Not so fast. How'd that get in here? When the hell is he anyway? That is my son. What does my son yarns me that happened to him? He's too damn tall now. Looks like that. I blame you. Now come on then, let's get him something that fits at least. He's just getting old, you dumb brat. Didn't you ever have an awkward phase in your youth? Hey, I suppose what's done is done. But you'll be putting your foot down from now on if you know what's good. Oh, he's trying. Believe me. All right, let's gear you fuckers up before you go off gallivanting. Begin with this. Begin with this. Mmm. Busted up good. Wouldn't you rather I just whip you up a new one? It is important to me. Ah, că e alu nevastă mea, da. I'll see what I can do. In the meanwhile, how about I fix you up with something to get you by? Bine, hai să vedem. Craft and upgrade armor, weapon, attachments, blah blah blah. Mm-hmm. Shields available. Brock has enough materials to forge a new shield. Navigate to the shields menu. I only got materials to make Dauntless one of these shield. Here and now. You bring me more
resources, we'll see what we can do. Stonewall shield. Pe care îl vrem, guys? Defense. Aha, văd statul de defense. E kind of the same? E același lucru. Atunci nu știu dacă e același lucru, vreau pe ăsta Dauntless, care arată mai șmecher. Arată mai bine. Shield crafted for a warrior, focused on their foe's intentions, not for the faint of heart. Da, adevărat. Pe ăsta nu-l vrem, dă-l dracu. Armor, ok. Rock will craft some custom armor to fit Atreus. Companion armor. If the kid's gonna insist on getting taller, best make a habit of swinging. Brothers brand vestment. Ia vede. A, te uită la tine. Ești șmecher. Îți vine și la anul ăsta. Found some items you left behind, tossed them in the chest. What would you do without me? I'm gonna go look around. Da, stai un pic că n-am terminat aici. Tell Sindri when you're ready. Strength and defense. Asta e doar strength, Vidar's. Ok, hai să avem și la cât de defense. Da, asta așa. Bun. Și mai dă și... După aia e prea mult defense. Da, ăsta așa, Vidar's Belt of Might. Arată la fel toate. Pare mai periculos, da, ți-e frică de el. Live-ul rămâne salvat? Da, live-ul rămâne salvat. Forging every manner of breastplate and pauldron in all of creation. And yet now you stand before me, two step from butt-ass naked. Maybe this go around use it a little more carefully, huh? I will not. Now don't go get yourself killed, hear me? I will not. E greu că să vorbești așa. Păi ce am lăsat în urmă? N-am lăsat niciun căcat nimica. And how's life been treating everyone's favorite as your Vulgarian? The fuck you call me? Exquisite. Foarte frumos. Nu pot să intru pe acolo. Ia, ce mai e pe aici? See? I knew you wanted a snack. Hey, come see. Ce mai vrei, bă, frate, bă? Unde m-a chemat ăsta, că nu știu. Ăsta e altcineva. Finding everything all right, I hope? Ce e asta? Ce faci, băi, tocilarule? We'll just need something from back at the workshop. Follow me and be sure to bring the head. So, where exactly is Tyr being held? He's imprisoned in a mine somewhere. That's all we know so far. Hmm. The realm is full of mines, you realize. You'll need help narrowing it down. Oh, Hungarian, you should talk to Durlin. Who's Durlin? He's a cousin of ours, sort of. Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A rebel leader who knew Mom. Sounds like exactly what we need. I think you missed the ta-da. Adevărat. Well, ce? Never mind. I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Rebel leader? Bă, Kratosul pe și ne-i dă Armagedonul lui Mimir. And you, you just remember things however they pop into your being, don't you? I suppose you think Durlin's just counting the days until a couple of strays show up looking for trouble. What do you mean, Brock? Will he help us or not? No, never mind. It ain't old Brock's place to cast asparagations on my relations. Sparagations. This mud sponger notwithstanding. Ignoring you. Fine.
Go darken Derlin's door. See for yourself how it goes. Just be warned, he's not the friendly sort of dwarf folk you're used to. He's cranky as all get out. And he talk funny, too. Sounds like a true study in contrast. Okay. Mai era ceva aici, vrea să-mi arate la micul ceva. Cred că aici era în camera asta, nu? Am ratat de acum momentul. Că am vorbit prea devreme cu alaltul, cu Sindril. Sau era aici? Nu, astea sunt camerele lor, aici dorm dorfi ăștia, nu le violez intimitatea. Bună seara. Sniff that Mimir. Damn, visuals. That? Ce, hear what? Are those some kind of dragons? They're so far, I can't tell how big they are. Cația mici, nu? Am văzut și eu, da. A, nu, asta e altceva. A, ia uite, uite, bă, frate. Ce-i ăla, mă, nene? Dragon norvegian? Dragonul nordic. Întreabă prietenul meu de pe ce ai luat jocul. Este pe PlayStation, deci de pe ce aș fi tu să-l iau? A, de fapt, cred că puteai să-l iei, nu știu, de pe G2-a sau ceva genul ăsta. Nu, l-am luat de pe App Store. Că nu-l găsește? Unde nu-l găsește? În Steam? Da, pe Steam nu e. Pe Steam nu e jocul ăsta. So, do I control this thing somehow then? Oh, no, 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 no. This is just to hold you in place while we shine this light in your eyes. Oh, oh, Cindy, you sodding bastard! Open, open now! I was really hoping not to use the eyelid clamps. Ah, use this kidusha, no? That's it! That's it! Good! Now, release! Still us, Blazin! Oh, that's our cue! Come on, hurry! I'm coming, I'm coming! Grassfolk of eggs, man! What was that for? You'll see soon enough. Just to adjust. There! That should do it! You fucker, stay on in. See? No permanent damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck! Gritos! Throw me at him! Horns first! In case you takes a joke, you old goat! Ah, e sold out în magazine că întreba de copie fizică. Păi ia copie digitală, what incarnation? What do you mean? The Bifrost is broken. Now that we've reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds, you won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. I also used it for light. Ah, mi arată fast travel. I'll figure something out, but first, come on. Let me show you how it works. Ah, mi arată nou sistem de fast travel, asta e. Am înțeles. Okay. Aim your key at the rune for Svartalfheim on the right. Then concentrate. Okay. The path. The path. The path. Press X while hovering wetlands mystic gateway. Travels Svartalfheim. Dar nu vreau, vreau aici. Ce o să-mi faci? Ok, fine, știi ce? Fine. Facem cum zici tu. This should take you to the wetlands outside Nidavellir City. Just make your way to the town square and ask for Derlin at the tavern. You sure they'll know him at the tavern? Derlin's always been an inveterate inebriate. I suppose he might have completely changed, but in my experience, eh. Ai, Betty Van. Oh, I might drop in, but the wetlands are moist. And the grim are everywhere. Hostile, slimy, foul-smelling creatures. But good luck! Thanks. Wait, what? I said good luck! Thank you.
Dacă ai răcit, nu cere recomandări de medicamente din chat-uri. Bă, altă viață, bă, frate. Ia uite. Găini. Ia, hai, deschide-o, ia. Ce? Bă! A, păi și aici dacă e cald, ăștia iau damage de la rece. Este, a, cât elementul stă. Mai sunt? What? Câți mai sunt, doamne? Căcați ăștia mici, înnebunesc. Așa. Mai sunt? Incredibil. Vino cu aftul nafura, mă. Așa. I see we're already off to a lively start. Atreus, you dropped your guard. I got the boat free though. Mare căcat ce ai făcut. Ai rupt o funie. I still can't believe Mom led a whole rebellion here against Odin and never talked about it. The fact that it didn't go well might have curbed that notion. Mama era revoluționară. Did you ever ask? Eyes on the water. There are resources. Oh. Da? Unde? Opa. Okay. If you never asked Mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say, woman, guard the house. I will go to catch fish in the river. And then leave for 5 days? No. Your mother was far better at fishing than I. Ce asta? Nu pot să dochez aici. Dacă vrei să duci, hidratare intensă, ibuprofen. Măi, nu mai vorbiți de răceala acestui om. Acestei persoane. Dar unde dracu mă duc? A, astea sunt resursele? Putoaiele? Da. Ok, cool. That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. Cel mai deșteptul din lume. These are wetlands, huh? Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn. You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. Looks like the path continues on the other side of that geyser. Da, bă, taci o leacă din gură. Nu poți merge pe aici. If only we were in Midgard, that water would be frozen in a second. Aha. Ah. Te-am înțeles. Măi, da, de ce face aceste lucruri? What if you used your axe? Cred că trebuie să, așa, nu? Freeze the geyser's base cap. A, baza. L2. Aha. Mă rog. Silver. Ia, ce mai e pe aici? Vă place vouă să vorbiți de răceli. He was a friend to the giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The god of war often advocated for the giants. Although I don't recall if he ever declared allegiance outright. Come on. There's got to be a faster way to get down there. Oh, ce mișto face controlul ăsta. Opa! Planeta maimuțelor, prieteni! Vă leu! Unde-i mie ăla? Executare silită! Aia aceea, știu. Aș vrea asta mai enervat și la primul joc. Erau foarte puține animații de-astea de... execution.
Au căzut ridicule din el. Ce? Dauntless Shield, tap L1 to parry. Da, asta avem și la ceva. Beast Scraps. Aha, ok, interesant. Stai bre, un pic. Hop. Au. S-ar putea să mor iară, dragi prieteni. Ce a sărit maimuța overboard. Puteam să mor iară. Aoleu. Bă, dar câte maimuțe mai sunt? Da, nu sunt maimuțe, sunt șopârloi. Ok. Săgeata aia mică ce se ține după tine? Tu zici de Atreus? Da. Săgeat. Hai băi, suie-te. Hai fă, fute-te, cum era aia. Ok, scuze. Uf, 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 viață grea. Forged iron. Zici că-s murloci? Da, kinda. Gușteri. Literalmente gușteri mutanți. Dar nu mai, gata, nu mai, nu vă mai mirați. Acum că știți la cine vă uitați. Uite cum arată cu de... Ce vrei? Da, am văzut. Ok, there's gotta be some way to turn the wheel up here. Joacă el acum, el e personajul principal, mai nou. Ce înseamnă, bă, maturizarea asta? Hop. An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. Think you can reach the wheel from here? Da, viața mea. Poate. Ah, ce să vezi, nu se învârte, ci... Da. Mm. Oh, wow. Nice job getting it to lower exactly where we need it. Ah. Tare. Deus ex machina. Deștept, bă, Atreus ăsta, n-ai treabă cu el. Merge mintea. Because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Fimbul winter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Fimbul winter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more gaseous in nature. Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. Păi hai, unde parcăm și noi barca asta? Ah. Think we can fit under that bridge? Cum să nu? Tare. Schmecker. Boy. Boy. Oh. Ce e asta? De ce îmi sare în ochi? Ce e aia cu aia? Îi curge din gură la copac? Muci. A drink from the dew world tree bring benefit drink permanently increase. Ok, cool. Tare. Aoleu, iară gușteri de ăștia. Gușteri de toate aromele și toate dimensiunile posibile și imposibile. Ok, asta a fost nouă. Damn. Let's go. Let's go. Hop.
ce? Putu... Pomilio, mutii de... Mamă... Ok, o să mă enerveze foarte tare acești gușteri mici. Ah, ok. Oh, ce e aici? Așa se luptă ieșenii cu foamea, da. Păi și ce am făcut? Că n-am făcut nimica. I think we need to get that wheel moving, but the water doesn't reach. Interesant, ai putea spune. Hai să sărim prima dată și mai vedem noi restul. Te rog eu. Auleu. Nici o vorbă. Nici măcar o vorbă nu vreau să aud de la voi. Deși tare mie că o să aud. Stai că începe acum. Ce mai creștin joc. I think we need to get that wheel moving, but the water doesn't reach. Watch your right! Ce se tot mișcă? Nu vă mai mișcați atâta. Unde ești? Hop! Bun. Iar am uitat să tot timpul uit să dau cu Atreus cu arculețul. Ok. Păi și ce? Am urcat aici pentru ce? Stai mă nene un pic. Că noi urcasem aici cu un scop. Trebuie să coborâm roata aceea. Este? Da. O să-i fac o de-asta? Nu prea pare. Uite-mi cu un geyser acolo. Dați așa o leacă să ne gândim. Deci aia nu, aia nu. Mă enervează puzzle-urile astea în joc. Come on, man. Just fucking down. Cred că asta am făcut când am urcat acolo. Am activat acest nou geyser. Ce să fac eu, Doamne? We froze one of those geysers. Is there another one somewhere? Păi și pe ăsta altul, stai un pic. Ok, deci n-am nevoie să încarc. Am înțeles acum. Da, bine, bine, gata, nu mai explica, gata, nu mai lasă-mă să mă prind. Mă, deci este un personaj întreg care îmi face backseat în propriul meu joc. E un personaj în joc care îmi face backseat la joc. Taci un pic, că am înțeles ce am de făcut. Enervantule. Dar cum... Aha. Trebuie să zică copilul. Da, nu, că fix cum m-a prins atunci a zis și copilul. Acum ce să fac? Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke. Especially where gods are concerned. Știe ce zice omul ăsta. Omul acesta nu vorbește aiurea. It seems, Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I'm trying to keep our options open. Let's just keep moving.
I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth. Looks like we gotta find a way to open that gate if we want to get to Nidavellir. Bine, dar unde mă parchez și eu? Da, așa e. Mulțumesc, domnule. Te poate parca aici. Bun. Ah, gușteri de ăștia, băga mi-aș pula în ei. Și mai și... Vai. Flank it. Attack from behind. Good. N-am prins dialogul ăsta neapărat. Mă rog, în fine. Hai să sărim aici. Opa, aici. De ce nu mai poți mai sar? Păi, pentru ce e asta? Haide, bre! Gotta get behind it. But how? Aha, deci ăsta e puzzle. Ok. Faci sabaton? Da, mi-a zis Lovie așa și care-i problema? Nu știu dacă mai fac sabaton. Nu știu. Nu știu. Fac sabaton la 40 de ani. Cu ocazia împlinirii a 40 de ani. Te lachește un gușter. Stai, bă, vere. Am înțeles acum. Am înțeles pentru ce erau alea. Bine, hai, revino, te rog. Domnule Gușter, te rog să revii. De fapt nu, hai că mă duc așa. Uite-o-s Gușterul, măti. Și ăștia o să fie gușterii gen cu blut, gen, sau. Nu? Nu înțeles. Father, up there. Bun, și acum. Așa, bravo, hai că merge mintea. Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Bun, deci, nu. Dă bănuții. Și, interesant. Ce se aude? Uleu! Ăsta e alt neam de gușter. Boom. Boom. Left and twain. Bam! Bam! Boom. Maker. Și ce să fac eu, doamne? Da, bun. Și bun. Așa, și ce am făcut eu de fapt? Mai trebuie încă un geyser sau ce facem ăsta, nu? Păi aici nu cred că pot să urc, nu. Te-a brut acum două? Da. Deci asta așa. Ups. Poate... nu mă, stai bă, Jesus. Mă scuzați, îmi cer mii de scuze, dragi prieteni. Știu că acum o să apară în chat că ați scris acum o oră despre ce nu înțelegeam. Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. Taci mai din gură, că asta tocmai ce am făcut, mă, ce mă enervează.
tocmai ce am făcut asta. Literalmente tocmai. Ok, și acum că se învârte, ce ne facem? La ce ne ajută chestia asta? Nu pot sar înapoi. Ha. Ha 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 ha. Ah, ok. Hey, nice one. Knowledge is power. Ne-am de inginer copilul ăla, da, să mor. Trebuie să văd ceva de pe asta. Cred că dacă fac asta. Tare. Ceva epic, ați văzut? Ce era aia oare? Învârtirea ta, digi Vasile. Very highbrow. You should collect any others you find. Vasir's poems, a story of relentless genius from the mind of Vasir. Imagine, dear reader, if you so dare, creatures of metal that screech through the air, that swim through the seas, that bound across the land, but are brought to their knees by a warrior's hand. Her origins hidden, her hair red as blood, finding places forbidden, buried under the mud. But who is this young girl? Who is more than she seemeth? Who will rescue her people and slay these behemoths? Este nevastă mea. O, mă întreb ce-mi dă când colecționez toate astea. Vlad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Moș Crăciun și prietenii săi. History. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. Scuzați. Mă face să vreau să vorbesc doar așa. Acest joc mă face să vreau să vorbesc. You think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. Cine stă în cortul ăla, asta vreau să știu. Mă, ce frumos arată jocul ăsta. Du-te, dracu, de aici. Ce frumusețe. Doamne. Dacă aș avea și HDR pe monitorul ăsta. Atreus, look ahead. Wow, now this looks like a city. Welcome to Nidavellir, brothers. S-a speriat. Danny DeVito. Hey, dwarves! Oh. They're, running away. Ce vezi, bă? Picoș. An alarm. I'd only sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it. Why hold that for us, though? They are scared. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. Damn, ce bine arată. Arată superb. Ador, dar nu doar grafica, dar like și like the art design, the art direction. Au ce mănâncă ăștia bostan și lubenița, e doar la patină. Hey, could we talk to you for... There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own. And hope they let us in. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear him. Or
fear. Sindri. Or, hello. I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. Ce, ia. Dă-mi cu-a. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Ragnarok! Oh, if these cobblestones could talk. We rock! Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Jucat un Final Fantasy? De mult n-am mai jucat. Oof, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain material, ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things in action. Whew. There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose. Aha, am înțeles. Pricep. Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlies in need of them. How was I supposed to know they were there? Right side! Stai bre, un pic. Mamă, ce mă enervează locul. Tăia capul la gușter, bravo. Bam, bam. Ia mă nene, ce e aici? Wretch, ce zice? Oh, how I'd jump at the chance to smash these little bladders with a well-aimed hoof. The stench they give off rivals a troll's bonch, and then some. On their own they may seem an easy foe, but rarely are they seen without companions. A pack of wretches will quickly overwhelm even the strongest of enemies. Wretches thrive in wetlands. Find any body of water and they'll likely be nearby, basking in mud and filth, not doing any favors to their already unique scent. You'll need to be quick on your feet during an encounter with a wretch of any kind, and watch the teeth. Wretches will surely try to swarm and surround you. Area impact strikes like the blade's heavy attack should quickly dispatch them. Okay, cool, got you. Best of luck. Doamnește. Seems like neither Valir's locked down because of us. Outsiders are not welcome here. I imagine that large statue of Odin has something to do with it. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist the enemy's example. The rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest. Bă, nene, dar eu când îi atac pe ăștia, de ce totuși dau wind-up la atacurile lor? Stai un pic. Stai, imediat vin. Așa. Auron. Ce dracu e Auron? Bă, dar niște health nu-mi dă și mie jocul ăsta. Uite găinile! Let's go! Ok. God damn, dude. Yo. Look over there. Gee. Could you maybe? Oh, thank you. Bă, ce oameni, bă, frate, nici un pic de ospitalitate. Ce e asta aici? Nu dau seama dacă ar trebui să mă interesez sau nu.
Ia auzi. Bine că ești tu deștept. Chestia e că e blocat între quotes, să pun cadou BFF-ului meu. Ce trebuie să ziceți acolo? Ah, The Final Fantasy Games. Uite încă o poezie. Vreți să auziți încă o poezie? Ah, nu. E altceva. A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durland's rebellion. Oh, avem și politică. I have many regrets concerning the time I spent in Svartfheim. But of those regrets, I may think of Greep the most. Greep was a fantastically angry dwarven scribe. Her furious treatises against Odin's financial imperialism might well have spurred the dwarves to outright rebellion. Oh, avem reacționari de stânga. Anti-imperialiști. So to outright rebellion had she continued to distribute them. As a wielder of words, she was at least my equal, if not my superior, and her passion and fury commanded the respect of anyone who read her writings. When she took firebomb in hand and burned Aesir camps to ash, others followed her. Unfortunately, the downside of having a clear and loud voice is that you're very, very easy to find. The Einherjar could handle propaganda. Nu știu cine e Einherjar, nu știu cine să ia. Arson less so. They found her, and she and all known copies of her writings disappeared. I always wished to meet her. I still think of her often. I like to think we'd be friends if she knew me as I am now. Sunt sigur că o vom întâlni pe această grip. Until she turned to less subtle means of resistance. Brock may be interested in getting these back. Better in his hands than out in the open. Ah, am uitat să... De fapt, nu, că nu e nimic aici destructible. Ok. Ok. Ce mai facem? Ce e aici? Nimic. Da, aici ce? Asta nu e ideea de am deschis-o deja? Dacă este văgăuna gușterilor și pot să eradichez toți gușterii in one fell swoop. Dar nu cred, nu. God damn. Nu, asta e aia unde am mai fost. Literalmente aici am mai fost. Like I've ever been to a filthy tavern. The sewer is punched. Average volley cascade in the neighborhood. Yeah. For you. It should lead to the other side of the city. It's not like you're able to open other doors around here. Look, over there. That's... Uh-huh. Okay, și ce e pe aici? Okay. Aia nu e destructible. Bă, dar cât belșug la dorfi ăștia, numai bostan și lubeniță cât this cuprinde. Right? Well, it's like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. Understandable. None taken. Fair point, though. Very well. I think that's him. Ăsta e bețivanul nostru? Yeah. Du-te bine și vorbești. Hello? Watch yourselves. Apparently there are intruders about. Oh, that's us, I think. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours named Durlin. Well, we both know that's not true. Durlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there and you'll see the safety office just across. Ar trebui să fie prețul normal la PS5? Just don't go making trouble for the rest of us. La consolă gen? And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess. What mess? Later, brother. 4-5K? Unde mai e nene 4-5K, ești bolnav? Ce zici acolo? Ce bine arată jocul, chiar arată super, n-am să te mint. Nu, vreo 2000 de lei. 2500, pardon. 2500 de lei cu disc, cu CD-ROM. Și 2000 de lei Digital Edition.
Un Golf 4. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head, I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. A favor. Nu vă mai place denumirea de quest. Shut down the mining rigs. Ok. Bă, ce mișto e environmentul ăsta, dude. Bă, ce art direction minunat au la jocul ăsta. Holy god damn. Absolut superb. Uite, te fac shawarma aici. God of War Collector Edition 1K, 1000 de lei gen. Păi da, bre, da, îți dă mărci, îți dă tot felul, nu? Am impresia. E cutia aia turbată, frumoasă, de se deschide ca o carte, căcat. Îți dă o grămadă de chestii, adică nu e... Da, chiar și așa tu n-aș cumpăra așa ceva. Aici, ce să fac eu? Ah. Nu vreau să fac quest-ul ăla încă. Cât e ceasul? 17? Hai că nu mai stă mult. A, ne-am întors la Square One. Hai să mergem ce mai e pe aici. Doamne, ce cozy scăsuțele astea, I love it. $25 million, dar tot 35-40 o să fie până apar mai multe. Bă, nu știu, chiar tot nu s-a terminat chestia asta cu scalping-ul, ca zic așa. It's still not... Tot nu-l găsești pe stoc, la magazine, la prețul normal. E normal să fie scumpe. Da, nu știu ce să zic. Nu-mi dau nicio seama acum, istoric vorbind, cam care au fost prețurile la PlayStations. Musca mătii. Deci trebuie să ajung cumva acolo, ai? Bine, dar cum? Cum să ajung eu acolo, doamne? Ce enervant. Grafica din Elden Ring e mult superioară graficii din God of War. What? Cred că sunt comparabile. De ce trebuie să fie mult superioară? Nu cred că e mult superioară. Cred că e mai mult decât comparabil. Mai mult decât... Cred că cu siguranță e comparabil. Nu cred că. Cu siguranță e. Punct. Comparabilă grafica. Mai ales că... Na, mă rog. Elden Ring fiind open world... Vreau să ajung la chestul ăla. Elden Ring fiind open world, știi, trebuie să fie toate, totul mai low res. Hai să iasă gușterii. Azi gușterii de ăștia mici, că cam aș pe ei. I-am luat la bice. Pro tip, puteți vă după package deals pentru console în perioada sărbătorilor. Unironically, sunt super avantajoase. Eu mi-am luat PS5 CD Edition plus 2 console plus 4 jocuri pe 3K la Altex. Da, la Altex am văzut că mai băgau la preț normal PlayStation-ul. Le-ai dat Dumnezeu sănătate. Pe ce consolă? Pe PlayStation 5. Nu vreau să mă flexez pe voi, doar că, na, asta e, când n-ai copii, îți iei PlayStation 5, asta e adevărul. N-ai să-i faci. Bă, dar cum ajung la chestul ăla? Cred că îmi trebuie tehnologia nouă, nu? Pe care încă nu o am. De să-mi permită să fac ceva cu astea. Nu știu ce ar putea fi. Da, altceva nu e. Dar uite cât ce chest mare, ți dai seama ce e acolo? Pa. Da, știu, merge încet chat-ul, prieten, și pentru că am uitat eu să-i dau ultra low latency modul ăla. Mă rog, și cu ultra low latency tot slow e.
Nu știu dacă pot să-i fac ceva, nu-mi dau seama. E foarte supărător, da, într-adevăr. Pe Twitch e super latency-ul, e amazing. Uite și aici tot aia îmi trebuie. Ce supărător. Se vede fain, de-aia întrebam. Da, nu, chiar e fain. Adică grafica e super. Și asta cu Elden Ring, că Elden Ring fiind open world, toate texturile trebuie să fie mai low-res, sau trebuie să fie un pic mai, știi, trebuie să fie făcut cumva în așa fel încât să poată să-ți ducă computerul niște environment-uri de hectare întregi. Pe când aici, is levels, you know? Deși I really love how this game handles loading. Că sunt sigur că se face loading undeva, dar e foarte seamless, nici nu simți. Nu simți niciun loading de nimica. Of, Doamne! Nu pot să fac nimic altceva decât să... mă duc în mine acolo? Tare. Două dual sensuri? Da, asta ar trebui să fac, ar trebui să mai am dual sens. Am unul singur. Nu mai cumpărat, că nu se joacă nimeni cu mine PlayStation-ul ăsta. Probabil același sistem ca GTA 5 sau something along those lines, dar mă rog, nu știu exact, că nu mă pricep neapărat. Of, e ceva acolo, am dreptate? Ce-i chestia asta? Ah, era un gândac, ok. Mă învârt aiurea în cercuri. Mă învârt în cercuri într-un mod ampulistic. O FIFA? Nu, mulțumesc. Nu, dar vă mulțumesc frumos. Lăsați, nu... nu este nevoie. Deci aici e podul. Stai un pic, mă plimb o leacă aiurea ca să map the place out. Deci aici e podul. Aici și... aici e dead end. Aha. Nu vreau să fac minele. Nu știu altceva să fac. Pare că jocul ăsta nu mai dă nicio altă șansă. Acolo e scurtătură, gen Sanky. Aia mă duce înapoi. Asta mă duce oarecum înapoi. Ba nu, a, nu, aia e calea. Wow, ok, damn. Bine, hai. Gen se încarcă ca la Minecraft? Aha, aha. Probabil, da. Mai plăcea în Cyberpunk artificiul ăla prin care loading screen-urile erau gen lifturi. În lift, cât stăteai în lift, se încărca următorul level, gen. A jucat Elden Ring? Mă întreb dacă am jucat Elden Ring. Am jucat, dar nu prea mult. Mă intimidează foarte tare dimensiunea huge a acelui joc, chiar mă intimidează, pare like a fucking time sink. Este un bug în tavernă, trebuie să interacționez cu bardul, dai restart la joc sau reload la checkpoint. O să mulțumesc mai târziu. Nu vreau să fac de-astea. Raluca. Raluca, uite, eu nu vreau, eu sunt un om cinstit. Nu vreau să fac din astea. Poate în New Game Plus fac o încercare de chestii de genul. Asta nu pot. Ce să fie asta? Ah, doar deschide calea. Ia, poezie? Poezie! Ia-ți vedem. Ce zice? Zice așa. The armies assembled, nine warriors strong, well rested and fed, for the war would be long. The orb in the air and branches in hand, a swing, a collision, the spectators stand. For nine nights and 9 days, they fight without rest, running then waiting to prove themselves best. Until finally, mercifully, the army does rout,
One army triumphant, the other struck out. Nu, să mor dacă... Ok, a fost ceva război, am zis. Ce e aici? Slug. Băi, futu-ți musca, mătii, mi-a intrat în cap. Dar bineînțeles că m-a lovit acum. Când să prind musca și n-am prins-o. Mă rog, asta e viața. Gvasir, domnul Rima. Hei. Mă enervează că oameni gen Flic, domnul Rima, vă fac pe voi tinerii să nu le mai placă poezia deloc. Ori poezia e un lucru frumos, cred eu. Nu cred că poezia e un lucru urât și nașpet. E nașpet când o face Flic, domnul Rima, sigur. Sau Păstorel Teodoran. Bă, poți iau asta? Plut asta? Nu. Aia e, alt dat. Dar poezia e un lucru frumos, măi, copilaș. E nevoie în viață. Păi și unde e mina aceea? Goals. Boat to Durlin's office. A, deci eu nu eram în... A, nici nu mi l-a pus în ăsta? Favors, așa. Razvin, Modvin, nu știu ce. On an island with giant gantry running through it. A, deci nu sunt... nu e quest de ăla. Am înțeles, bine. Am înțeles, am umblat ampulea. Completa iuristic am umblat. Pe aici. Am o hartă? Da. Up the path. Deci invers trebuie să o iau. Păi invers Ok, stați că abia acum înțeleg. Mai ascultați, sunt și eu moș, ce pot să fac? Dă-i mai în spate morții de... Bine, hai dă-i așa în spate. Ok, nu vrea așa. Hai, așa. Aha. Bun, am înțeles, deci m-am suit aiurea, Mark. Flick face freestyle, kinda. Bun, încercăm să ajungem acum, m-am uitat mai devreme pe hartă, m-am prins și eu. Mergeam aiurea un pic. I was rambling. Dar cum... Deci o luăm pe drum și nu știu ce și hau hau bau bau. Am așa... Ah, ia te uite, asta e ceva nou. Deci cred că e doar o scurtătură? A, nu. Ia. Așa. Hă. Pe aici nu pot să iau, pe aici nu pot să iau, pe aici nu pot să iau. Hă. Foarte interesant. Foarte interesant. Learn some new item recipes. Stai, bă, cu aia din gură. Am pierdut o oră astăzi în vârtimul în cerc, la fel ca tine, este o eroare în punctul ăsta. În mod normal era o interacțiune cu lăutarul din tavernă, singura care este să ieși din joc. Nu, am făcut interacțiunea cu... A, era o altă interacțiune cu lăutarul din tavernă. Da, am mai avut un bug vizual foarte straniu. Deși e ciudat că, like, Sony games are usually, like, really polished. I don't know what the fuck. Da, aici era taverna, nu? Ia, care era? Nu asta... Nu mai știu care era taverna acum. Oricum nu pot să mai intru. Este că nu mai pot? Ce supărător! Dar uite aici, asta e... Pe acolo cred că e calea, dar nu-mi dau seama cum ajung acolo, știi? Ah, ok. Eu prost, mă scuzeți. Așa... Ah, acolo era, că e ușa prin care încap și eu. Da, asta e taverna.
Da, mai durează până să apare și pe PC. Aaa, uite mă ce era. Eu prost, mă scuzați. Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. Ce? It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. What You'll is it? Be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Okay. It is a compass. It is a... Yeah. Map and guide Kratos. Ah, e... Da, ăla de apare acolo. Mm-hmm. Touchpad to jump to the map. Okay, cool. Și gen... A, astea salea. Ok, got you. Ok. Go to journal. N-are, mă. N-am așa ceva. Side panel displays ongoing quest progress. Nu știu ce. Ok, bine, man. Ok, bro. Am înțeles. Hai că mă descurc eu. Follow the gold icon. A boat cannot be far. Huh. Earlier, Sindri made it sound like Durlan was some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following him. Was being the key word here, little brother. Mystic Gateway, dar n-am nevoie de așa ceva încă. Ah, ok, nu scuzați. There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Ah, those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. Îți fiu la cum mai atent la ce zic oamenii ăștia. Tunel? A, ăsta e tunelul. Mi s-a părut că am văzut ceva. Ok, bine, mă scuzeți. Da, ok, my bad. I particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. But if you don't want to explore now, it looks like Durlan's place is through that open gate to the left. Bine, hai să facem asta cu Durlan prima dată. Și la următorul stream facem minele. We could prepare more before rescuing Tyr. Up to you. So we're going to Durlan's? Makes sense. Da, bre. We could always explore those mining rigs later. Da, dar cum... cum andochez? Hmm. Ah, ok, interesant. Ah, nu e ăsta, e... Ok, am înțeles acum. Așa părea din hartă. Ok, gata. M-am prins, mă scuzeți. Când 2024 îl bagă și pe PC, păi pas. Mie nu pas. This mă interesează. This is the safety office? Well, the sign a hair's breadth away from a head injury up there certainly gives that impression. Boom. We're looking for Durlan? You have an appointment? Zilom. No?
Has anyone ever had an appointment here? Here to collect on something, pal. Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Estrid's accretion proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get? You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Îl bate pe ăsta, îl omoară. Putem să proiectează în altă dimensiune. Hă? Dina and I wondered where she went after our little coup here failed. Failed? Yeah, come. Failed? Faye is dead. Best of them are. One's left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, before you go. Take this. What is it? A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. Two demerits for speaking the old father's given name. And, for fucking up my desk! A fine? Cine știu vreți de amenzi? Okay. Iată amen, domnule. Dacă ajunge seria pe PC, ar fi fain un remaster la primul joc. Ce remaster vere? Că primul joc e pe PC și arată superb. Arată exact asta, arată incredibil. Get out of my office! Don't you understand? You said her name was Diener? Oh, sure. Thank you. I think. Oops. Report. Acum eu știu ce parte era. Am ieșit bine. Dar nu cred că, de fapt... This isn't a fine. The dwarf has given us a map. Sort of. You smell him, but it seems to lead to a mine beyond that mountain. Ah. Tyr! Durlan helped us anyway. Not everyone uses axes and arrows to fight. Ba da, mă dracu. Bine, hai că suntem într-un punct în care gen avem ce să facem. Avem ce să facem la următorul stream cu God of War. Câte ore are jocul ăsta? Știți? Cam câte ore, nu completionist like, dar cam în cât timp aș putea să-l termin oare? Uit. Mamă, ce mă enervează, aș vrea să ne conversăm. Dar e așa de greu cu latency-ul ăsta. Oh my god, dude. Foarte annoying. Taci, mă, nene, din gură. 200. Numai la mișto. Numai la mișto. Niciodată n-ai vorbit serios o zi în viața ta. O vorbă serioasă n-ai zis în viața ta. Nu m-am miștouri de-astea. Hai că mă uit eu acum pe net. Gata, da. For now. Da, vere, ai venit la spartul târgului. Îmi pare foarte rău. God of War. Ragnarok. Time to complete. 30 doar story-ul. Aici Google îmi zice 20-25 de ore.
Hai să zicem 30 în mare. Avem. Avem stream-uri de făcut cu el, cu dânsul. Oare dacă deschizi chat-ul în browser lângă sau pe telefon? Păi l-am în browser. L-am în browser din gen YouTube Studio. Te pup, Gabe. Te pup, Gabe, tata. Ce-aș vrea să pot să dau raid. Dar nu pot. N-am cum. Din păcate. Din păcate n-am cum să dau raid. Mi-e foame de mor, de-aia închid, îmi pare rău. Mi-e foame de numai. Ne vedem, nu e așa, data viitoare, dragi prieteni. De fapt, nu, ne vedem mâine. Mâine avem stream. Mâine avem stream cu poveștile voastre financiare. By the way, dacă mai aveți povești financiare, pățanii cu bani pe care le-ați mai pățit și nu știu ce, dați-mi pe mail la Dialog cu Slăvoc, că mâine o să stăm să le citim, să facem o leacă de caterincă. Facem puțină caterincă. Raid manual. Uite, raid manual la... Oh, e doar Fire Live. Mergeți la Fire, oricum vă duceați la Fire. Oricum acolo vă duceați, deci ce sens are. Poftă bună, mulțumesc, dragi prieteni. Vă mulțumesc din suflet, te pup iar, Gabe. Doamne ajută. Să fim noi sănătoși. Vă pup, vă respect. Ne vedem mâine. Mâine la 7, stream, ca de obicei. Distracție. Pup, pa, pa.